Turcu Gheorghe locuiește azi în orașul Vulcan, județul Hunedoara. L-a cunoscut pe Dumnezeu încă din tinerețea lui. Tot atunci s-a căsătorit și are 16 copii, o familie mare și frumoasă, dar nu lipsită de încercări. O viață de mari încercări, dar condusă în mod supranatural de Dumnezeu. Turcu Gheorghe a avut parte de binecuvântarea de a se fi născut și trăit în vremuri în care pocăința era altceva decât azi. Mai mult foc și pasiune pentru Dumnezeu și, ca răspuns la aceasta, o mai mare implicare a lui Dumnezeu în viața oamenilor. Supranaturalul era ceva obișnuit, pentru că umblarea cu Dumnezeu era un lucru la ordinea zilei. Dumnezeu lucrează în mod supranatural, dar nu întotdeauna așa cum vrem noi. Însă totdeauna planurile lui sunt cele mai bune pentru noi. M-am născut într-un sat din Moldova, din județul Suceava, satul Giurgești, satul natal. M-am născut într-o familie de credincioși, penticostali, slujau pe Domnul. Dar viața mea nu corespundea cu slujirea familiei, nu corespundea. Eram puțin mai aparte, puțin mai așa, anturajul cu copiii de seama mea din sat de acolo mă făcea totuși să mă depărtez, să nu mă apropii. Tatăl meu, mama mea îmi spunea, măi, nu-i bine așa, nu-i bine așa, dar nu forța nota, adică să mă forțează să le promit și pe urmă să nu mă țin de promisiune. Îmi spunea să mă duc să fac un lucru, mă duceam după 2-3 ore să-l fac. Îl făceam, dar după 2-3 ore, după ce le trecea și îndelunga răbdare, le trecea, dar mă duceam. Dar a fost un punct culminant în viața mea, care nu-l uit niciodată, în care a fost o întâlnire a mea cu Domnul. Într-un vis de noapte, Domnul a venit la mine, dar nu m-a batjocorit, nu m-a amenințat, nu m-a ocărât, nu nimic. Și în visul ăla de noapte, a venit o persoană la mine și a spus, auzi, tu știi că eu te iubesc mai mult ca tatăl tău și mama ta. Știi că eu am avut un singur fiu și l-am dat spre binele oamenilor și oamenii nu au făcut altceva decât l-au omorât și l-au atârnat pe cruce. Ca în sângele lui să ai și tu viață veșnică. N-ai vrea să îmi slujești, n-ai vrea să te împaci cu mine. Din momentele acelea m-au împodobit lacrimile și n-am putut să mai răspund, Doamne, vreau să te slujesc sau Doamne, vreau să fac ceva. M-au împodobit lacrimile și am rămas mut așa pentru o vreme în lăuntrul meu, nu că nu puteam vorbi sau așa, că m-am trezit în lacrimi. Dimineață, tatăl meu, ca de obișnuință, trebuia să-mi spui cu câteva ore înainte ca să se facă lucrarea când trebuia făcută, îmi spune, te duci și faci curat la animale. Am pus mâna pe lopată, m-am dus. Nu le venea să creadă, ceva s-a întâmplat, tatăl o chemat-o pe maică-mea din casă, auzi, vin un pic până afară, uite ce s-a întâmplat, uite, i-am spus și uite, el deja e la lucru. Și mama, ea a spus, numai Dumnezeu, s-o fi întâlnit cu Domnul, numai Dumnezeu știe să facă lucrurile. Din momentul ăla m-am străduit, la 12 ani cât aveam, m-am străduit să mă apropii de Dumnezeu, dar am avut și eșecuri, că copiii au și eșecuri, au și în anturaj sau în așa când te duci prea departe, îți pare rău, dar ai făcut-o. Dumnezeu m-a avut în planul lui. La vârsta de 18 ani am încheiat legământ cu Domnul. În apa botezului, i-am jurat credință că vreau să slujesc. După câteva zile de la botez, s-a făcut o stăruință, pentru că eu în timpul ăsta vorbeam cu o fată din Toderești, Iași. Și eu am avut botezul duminică, pe data de 22 sau 23 decembrie, era spre finele anului. Și am zis că sfârșitul anului, Revelionul, cum ar veni, să-l fac la Întodirești, la acolo, la fata care vorbeam. Ducându-mă acolo, acolo era, harul Domnului era, parcă era mai larg, era mai mare acolo când am ajuns, pentru că era program în biserică, programul de duminică dimineața, dar totodată se făcea și stăruință, se făcea și alăturea. Înțelegeți? Erau frați care erau coordonați și se făcea și stăruință. Și niște tineri de acolo au spus că n-ai vrea să vii la stăruință. Am lăsat predica, am lăsat tot și am plecat la stăruință. Am intrat acolo, era în jur de vreo 32 de persoane. Tineri,
și bătrâni, și în vârstă, erau de toate categoriile, dar erau mai mulți tineri. Când am intrat acolo, am intrat ca într-un foc și într-un vuiet, așa. Nu se putea înțelege rugăciunea nimănui, dar fiecare se ruga așa. Dar urechile mele, atâta, era ca un vuiet. M-am pus pe genunchi, în minte acum, și am spus, Doamne, ce le-ai dat lor, nu mă ridic pe genunchi până îmi dai și mie. Era puterea Duhului Sfânt, era acolo la lucru. Am stat vreo 15 minute pe genunchi și acum gândiți-vă că nu te-o învăța nimeni cum să stăruiești, ce trebuie să faci. N-am avut nicio conversație cu nimeni. Deodată am găsit și eu câteva cuvinte, n-am mers eu... Atât am spus din sinceritatea mea, Doamne, nu mă ridic pe genunchi până nu-mi dai și mie genunchi. După 15 minute a venit o putere și cum era camera de vreo 5 metri pe 4 metri, era o cameră mare, anume pentru stăruință, era numai niște mobilă pe un perete acolo. Eram la ușă, cum am intrat, eu am intrat ultimul, m-au ridicat deasupra lor puterea Domnului și m-au dus după un dulap. Și acolo m-au așezat frumos jos. Era loc, nu am atins pe nimeni, nu am deranjat. Și am început să vorbesc în limbi, după aia am început să cânt în limbi, frații s-au ridicat, au cântat, iar s-au pus la rugăciune, eu n-am auzit nimic. Eu eram cuplat cu cerul, n-am auzit, Duhul vorbea pe așa. Și la un moment dat, după vreo 3 ore, a venit un frate bătrân, și m-a prins așa de după cap, așa frumos, m-a netezit așa și a spus că ajunge. Că experiența asta o e experiență unică pentru tine. Parcă îmi părea rău că m-a oprit din... Dar era ora 1 după program și nu, frate, trebuia să ducă și ei acasă. De acolo am venit acasă, le-am spus la părinți că eu am primit Duhul Sfânt. Părinții nu erau așa creduli cum sunt unii astăzi, gata, dacă o spus așa, nu. Mergem la probă, să vedem probă, la analiză. Mergem înaintea Domnului și să vedem. Și acolo în sat aveam un vas de lucru și era într-o seară, ne-am dus la biserică și eu așa, dacă tu ai primit Duhul Sfânt, nu știi nimeni, tu ne-ai spus numai nouă. Mergem în biserică, Domnul să confirme prin vasul ăsta de lucru. Am intrat eu, tatăl meu și cu mama mea, am intrat în biserică, n-am apucat să ne punem în bancă, ne-am pus pe genunchi și a ieșit cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, fiule, ce am pus în tine este mai tare decât ce există în lumea asta, pentru că vreau să te fac un om destoinic, prin multe încercări vei trece. Multe lucruri vor vedea ochii tăi, dar te cresc să fie o mărturie și să ridici multe suflete am de ridicat prin tine. Și ca semn că ți-am vorbit, acum îți dau un dar. Și în momentul acela am început să vorbesc în limbi și am început să prorocesc. Confirmarea a fost făcută clar, nu mai a fost dubii. După aia au început problemele. Când a început la om să-i spui adevărul, că la mine nu conta încă, eram la 18 ani, eram minte de copil, nu eram așa. Eu nu conta la mine că-i păstor, că-i prezbiter, că-i diacon sau că-i ce. Dacă Domnul spunea ceva, mă duceam direct la el și îi spunea. Și de multe ori nu aveam înțelepciunea, că și darurile astea trebuie să le coordonez. Eram la început, era începutul lucrării. De multe ori îi spuneam în plină adunare. Și apoi erau uneori lucruri grele și apoi el venea la taică și spunea, mă, învață copilul ăsta, dacă are ceva, să vină să-mi spună personal, nu că nu primezi. Dar sunt niște lucruri pe care eu mă îndrept înaintea Domnului, mă căiesc. Dar poporul așa rămâne, că eu sunt ăla. Pocăința în urmă cu 40 de ani era alta și acum e alta. E diluată foarte mult. Atunci mergeam la sapă, trăgeam o zi la sapă, de dimineață mergeam la ora, când se făcea ziua, la ora 6, eram pe talaua de porumb, de cartofi, de toate, la ora 9 seara când se însăra, veneam, nu ne duceam pe acasă, lăsam săpele în curte, știam că la sora cotare e rugăciune, lăsam săpele în curte și mergeam la rugăciune, stăteam acolo să facem o rugăciune, dura vreo 2 ore o rugăciune.
Ne ridicam, mulțumeam Domnului și plecam. Pe urmă, părinții trebuia să facă mâncare, trebuia să facă cu animalele, să le îngrijească, să toate. Să ducea după ora 12 noaptea, dimineața același program. Iară, mergeam cu... Nu eram obosiți. Nu adormeam pe sapă, cum acum, suntem obosiți, dacă un pic mai e așa, gata, suntem obosiți. Atunci nu era așa, era altfel, era dragostea. Și mi-amintesc un cuvânt, i-am spus la un frate de-a meu și i-am spus, mă, de ce ești prost? Un cuvânt ăsta. Seara n-am avut curaj să mă duc la rugăciune, că mă descoperea Domnul în fața fraților. N-am avut curaj, m-am dus acasă. M-am plecat pe genunchi și am plâns toată noaptea și am spus, Doamne, iartă-mă de păcatul ăsta. Și prima a doua seară m-am dus la rugăciune. N-am avut curajul să mă duc, știam că e puterea Domnului acolo. Acum, fraților, te duci, nu se mai aude nimic. Se aude aici și acolo. Aici și acolo, așa vorbește Domnul. Chiar vorbește Domnul. De multe ori vorbesc cu oamenii. Și diavolul aici câștigă foarte mult sufletele celor care Domnul vrea să-i mântuiască prin niște lucrări din astea, prin niște lucruri din astea, îi dă înapoi, nu-i aduce, ci îi respinge. Dorința mea ar fi, și mă rog Domnului, Doamne, mai lasă un timp ca la început, mai lasă bucuriile alea, tânjez după ele și mi-i dor după ele, după lucrările alea, parcă abia așteptam să aud, așa vorbește Domnul, pentru că mă învioram. Cu toate că Domnul mă mustra, dar pentru mine era o înviorare și îi mulțumeam lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Acum, dacă Domnul mă mustră, păi ăsta are ceva cu mine. Numai cu mine are. Nu mai e spiritul ăla de credință, spiritul ăla de pocăință, spiritul ăsta de a căuta pe Domnul, spiritul ăla de a sta de vorbă cu Domnul. Nu mai e astăzi. E foarte îngustat, foarte strâns. Care să fie cauza? Ei, din cauza noastră, pentru că noi ne-am depărtat de Domnul și Domnul, depărtându-ne de El, ne-a lăsat de multe ori și în voia pornirii inimilor noastre. Și când am dat eșec, când am dat de probleme și de toate, ne-am întunat iară la Domnul, cum făcea poporul Israel. Când era asuprit, când era așa, atunci, Doamne, Doamne, și Dumnezeu se înturna și îi ajuta. Așa am făcut noi astăzi. Când ajung în eșec și când ajung în problem, Doamne, iartă-mă, dar până atunci nu pot să-i spun lui Dumnezeu înainte de a mă duce în eșec și înainte de a mă duce în problemă. O venit vremea în care m-am căsătorit. Dumnezeu a început să lucreze, să ridice, cum a spus prin vasul ăla de lucru. Am început să iubesc stăruințele după Duhul Sfânt. Dar și Satana s-a pus pe urmele mele. Nu a rămas aici. Veneau fraze prin partea Vicolului, prin partea Sucevei, Ițcani, chema la stăruință, că așa e la început, când aude că Dumnezeu a scos un vas și lucrările-ți da și amin, aleargă toți să prindă și ei un pic din problema asta. Așa am pățit eu tânăr, ne-am avut experiență, ne-am avut așa, dar Dumnezeu a avut milă de mine și nu m-a lăsat să cad pradă. Adică mândria să se urce în inima mea și să spună, ca mine nu-i nimeni, vezi, dacă am spus așa, așa au fost. Dar au trecut, am trecut peste toate astea și am mers înainte. Mi-aduc aminte că eram la o stăruință la Vicovo de Sus, în care era vreo 35 de persoane acolo. Eu aveam interdicție de la poliție să nu părăsesc localitatea. De ce? Pentru că la mine acasă se făcea rugăciune. În fiecare seară frață veneau la rugăciune. Și cum era? Pe timpul ăla era și informatorii. Aia nu lipseau. Vrem, nu vrem, ăsta e timpul. Erau și informatorii. Și tocmai unul din ei venea acolo și nu-l putea deosebi. Numai Domnul dacă ți-l arăta. Și-o apucat și s-o dus la poliție, au făcut scris acolo că la mine se întâmplă... După ce ne rugăm, stâng lumina și se întâmplă lucruri din astea, așa. Tatăl meu era bun meseriaș cu sobele, din teracotă, din cărămidă, din toate. Și în momentele acelea le făcea niște sobe la sediul poliției, din Vulturești, de acolo, din Pleșești. Și vine șeful de post și îi spune, domnul Turcu, uite care e situația, uite, dar nu o lăsați să... Uite ce se aduce la fiul tău. Spune să o mai... rărească un pic până ce să mai trec, că știi dumneata că scapurile alea luminate peste tot îți băgate. Adică nu spunea că zic, dar eu dat de înțeles. Taică-meu
Sedemea de Domnul să vină să spună să închid, răspundea el. Să vină să-mi spună că m-a părât aia că și-a spus neadevărul, iar era rău. Și el a spus, pe răspunderea mea că așa ceva în casă nu se te întâmplă la noi. Eu știu, domnule, dar uite, reclamațiile astea vine la mine, de aici merge la județ și apoi de acolo vin tăți pe capul meu și când am făcut... Stai cum i-a spus, măi, liniștește-te, urmărește cine vine în casă la tine, roagă-te lui Dumnezeu să se descopere și atunci mai continuați, altfel să știți că lucrurile se complică. M-a rugat la Domnul, dar nu, Domnul nu m-a ascultat. Mi-arete persoana care e. Eu lucram la livadă, la fălticiani, în agricultură, cum era întreprind de stat livada, și mă duceam dimineața la orele 5, plecam din casă și seara la ora 11, noaptea, ajungeam înapoi acasă. Era distanța de vreo 27 de kilometri de la mine până la locul de muncă și înapoi, dar era zi lumină în agricultură, așa era pe vremea aia, zi lumină. Și când ajung la ora 11 acasă, am intrat în casă și numai bine la noi în sat pe timpul Ceaușescu era pază care păzea magazinul sătesc și căminul cultural și toate, că astea toate erau aproape la un loc. Și era paznicul ăla de noapte. Ăla avea datoria, orice înștiințare la poliție, orice să vii să-ți o aducă la poartă, să, așa, nu umbla miliția atunci să-ți aducă toate. Ei ducea hârtirile lui și el în timpul ăsta, după ce termina noaptea, dimineață, venea să aducă. Și el a venit seara și a bătut la poartă și a ieșit și mi-a dat o hârtie. A doua zi dimineață trebuia să mă prezint la post. Eram chemat la post. Și scrie acolo, vi se va da motivare pentru la locul de muncă, nu o să aveți nemotivat și toate. Când mă duc acolo, nu știu, pe mulți care i-am auzit și după aia și până atunci, camera 6, numărul ăsta de 6, era tare de temut. Când ajungeai acolo, era problemă. Și pe mine, din prima, în camera 6 m-a dus. Eu când auzeam pe alții dinainte că ce-o pățit în camera 6, când m-o băgat în camera 6, am zis, acum s-o terminat cu mine. Era un domn, m-a așteptat la masă, mi-a spus ia loc, mi-a scos hârtiile alea, cum că la mine în casă se practică lucrul ăsta, și eu am negat și am spus, așa ceva nu e adevărat. El a spus, odată ce am lucrurile astea, eu trebuie să iau în considerare orice reclamații, să iau în considerare. Până ce se dovedește, rămâne în considerare. Deocamdată, prin ce ai spus, nu-mi poți dovedi că nu este așa. Și atunci am spus, da veniți, într-o seară nu m-a anunțat. Că la mine fiecare seară se face rugăciune. Adică m-am dus singur în gura lupului. Acolo nu era scris că în fiecare seară se face rugăciune. Veniți în una din seri, sau când credeți, după o jumătate de an, sau după când credeți dumneavoastră. Și dacă găsiți lucrul ăsta, suport consecințele, pedeapsa care trebuie să li se dea ei. Eu nu am voie să vin la rugăciunile voastre acolo, la nebunelile voastre care le aveți acolo, așa mi-a spus securistul ăsta. Dar, ascultă, din momentul ăsta, tu nu mai ai voie să ieși din localitate fără aprobarea noastră. Vii la noi, îți dăm sănătură și te duci. Dar aia n-ai să o vezi. Aia îți spun din start. Adică eu n-am zis nimic, nici că bine, nici că rău, nimic, n-am răspuns nimic la problema asta. Și bagă de seamă, a doua oară, dacă ajunge aici, e problemă. Nu știu dacă ai fost înștiințat ce înseamnă în camera 6, dar dacă ajunge a doua oară, atunci vei lua contact cu camera 6. Am dat mână cu el și am plecat. Asta era la jumătate anilor 89. Era după Paști, pe mai, iunie, aici era. Toate treburile astea când au început. Seara, că nu m-am mai dus la muncă, la ora 4 vine o mașină, o Dacia roșie de la Vicov, că se merg cu ei. I-am spus la soție, soția face, măi, avem 5 copii. Nu zic să nu te duci, dar hai să găsim calea cea mai bună. Să nu ne facem nici nouă rău, dar să nu întristăm și pe Domnul. Adică să fie, avem un timp, soția a făcut, un timp, 2 săptămâni, 3 săptămâni, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să ne luminează Domnul.
ce trebuie să facem și apoi facem cine va spune Domnul. Că și ea era temătoare de Dumnezeu, nu putea să... Frații au insistat și o trebuie să mă duc cu ei. Când am trecut de postul de poliție, ca niciodată, ăla era și era securistul, era în mijlocul șosele. Eu am încercat din spate, știi, să mă lăs în jos așa, dar așa mi-a făcut. Adică am înțeles că m-au văzut. Ajung în Fălticeni, că din Fălticeni trebuia să mergem Suceava și apoi Vicovo. Era două orașe care trebuia să le trecem. Ajung în Fălticeni la toate intersecțiile poliției. Toate intersecțiile care le-am trecut, poliție. Ni salutau și noi plecam înainte. Nu ne oprea nimeni. Că după aia, după o perioadă de vreo săptămâni de zile, am aflat de ce ne salutau. Ei au confundat mașina noastră, dar de cât era un număr, era deosebit ca primul procuror al județului. Și pe ăla nu-l oprea, ăla îl saluta și ăla pleca înainte. Ăsta au dat telefon să ne oprească, Dumnezeu a schimbat în mintea lor să vadă altceva și au văzut altceva și noi am mers înainte. Am ajuns acolo, Dumnezeu până dimineață, a botezat toate sufletele cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie în care clipe de neuitat. Numai ăla care trece prin experiențele alea știe ce înseamnă lucrurile astea. Ăla care ne aude și nu a trecut prin experiențele astea, își dă o părere. Așa ar fi bucuriile, cam în limita lor, dar când ajungi să fii în sânul bucuriilor și să le trăiești, alt efect au asupra oricărui care trece pe aici. Și dimineață, la orele 4, trebuia să mă aducă cu mașina înapoi. O venit la ușă. Bătea cineva insistent. Când eu eram la capătul ușii acolo, când dau un colidorul care așa, că m-au uitat, era 5 milițieni care vreau să intre în nuntă. Acum să vin să spun fraților, miliția e la ușă, nu puteam. Și asta a spus, Doamne, Tu poți să faci. Ai făcut atâtea minuni și atâtea semne. Poți să faci și lucrul ăsta. Mă duc, le deschid ușa. Îi le dau bună dimineața și întreb ce caută. Dumneavoastră sunteți proprietarul căsă? Nu. Înseamnă că sunteți vreo rudă. Aia. Dacă ei așa au zis, eu așa n-am zis confirmat că da sau nu. Dar când au deschis ușa și când au văzut atâta încălțăminte acolo, vai câți copii are omul ăsta. Hai măi, uite aici o casă de copii, uite că nu vezi câtă încălțăminte mică. Ce pocăiți bă să fie aici, ce să fie, hai mă să mergem că ne-o prostit ăla care ne-o anunțat. Și-o plecat. Am venit înapoi și le-am povestit fraților ce s-a întâmplat. Știți cum? Se repezau pe ușă care mai de care să iasă. Că problema era că dacă ne prindea era 5.000 de lei de fiecare persoană și proprietarul dădea 10. Asta era și cum eram noi 32 cu mine și cât mai ești cu proprietarul, era o sumă destul de frumoasă. Care, dar Dumnezeu nu a îngăduit. Am venit acasă, când să vin la muncă, de la Suceava să vin la muncă, între Suceava și Fălticeni sunt niște dealuri acolo, așa, s-o strica mașina fratelui respectiv. Și nu mai porni, nu mai... El a tras mașina pe dreapta, am împins-o pe dreapta frumos, am scos-o de pe carosabil și o să așa, eu mă duc înapoi cu o cază, cu o ce, și vin cu altă mașină, dar dacă găsești pe cineva să te ducă, rezolvăm noi problema... Așa. Nu au trecut două minute de când m-a lăsat. Fratele ăsta când a ieșit, o și găsit ocazie, adică a oprit o mașină și o și mers cu ea încolo. Și după ce a plecat el, nu a durat două minute și vine o mașină neagră, dar eu noapte n-am văzut-o că e neagră sau că e... era culoare închisă. Când îl opresc, cine era? Era securistul care mi-a făcut din deajit. Atunci deodată am zis, singur am intrat în gura lupului, acum e terminat cu mine. Da? Bună dimineața, bună dimineața, unii mergeți? Merg până în Fălticeni. Când am văzut că nu mă cunoaște, mă gândeam, Doamne, mulțumesc, dar mă rugam. Atunci m-am rugat cum nu m-am rugat. Înțelegeți? Cam așa m-am făcut. M-am rugat și apoi, chiar că m-am rugat în momentele alea. În zilele de astăzi, cam așa e rugăciunea noastră. Te rogi, te rogi, te rogi și după o perioadă începi să te rogi, dacă stai în legătură cu Domnul. Mergem 5 minute.
Se oprește motorul la mașina cu care mergeam spre Fălticeni. Se dă jos, ridică capota, cum era Dacia, că Dacia erau atunci mașinile de bază și a poliției și a toate, așa? În timpul ăsta, eu când mă uit pe bord, erau două foi. Și era mandatele de arestare, unul care trebuia să mi-l dea mie, mie unul, și unul care trebuia să rămâie acolo. El mergea acum să mă cheme și să mă areseze. Asta era toată problema. Și cineva din lăuntru spunea, ia o foaie de aia și pune-o în buzurar. Venea diavolul și spunea, dar tu furi? Dar nu ți-o da nimeni, tu ăsta-i furt. Dar Duhul Domnului mă împingea să eu. A luat o foaie de acolo din acele, că erau duplicate, adică era aceeași scris pe ele. Am pus-o în buzunar, în Fălticeni m-am dat jos, o pornim așa, după ce am pus foaia în buzunar, mașina a pornit. Dumnezeu a făcut să pot, am timp să fac lucrul ăsta. A doua zi dimineață, știam ce urma, că trebuia să fiu la post, trebuia așa, mă cheamă și ți-am spus că de data asta ai contact cu camera 6. Și-o luat, și-o pus mâna pe un scaun să-mi dea în cap. Și eu imediat am pus mâna și eu pe scaun. Dar fără voința mea, fără... Când o văzut, a, ești periculos, s-a făcut la mine. Avem acte, avem act pentru fiecare cojoc, nu-i nicio problemă. Nu, ia loc. Cu tine trebuie să discutăm altfel. Și atunci eu, Duhul Domnului mi-a dat o îndrăzneală. Că spune că Duhul Domnului dă și îndrăzneală. Și m-am uitat în capitolul ăla din Faptele Apostolilor, când apostolii s-au rugat, Doamne, dă îndrăzneală robilor tăi să vestească Evanghelia. Și a venit o îndrăzneală peste mine, adică nu mi-a mai fost frică de nimic. Când am văzut că s-au potolit și el și m-am potolit și eu, i-am spus, de ce nu m-ați arestat azi noapte? Dacă tot vreți să mă arestați. Și el atunci face, dar de unde știi că vreau să te arestez? Păi dovadă că am fost în mașina dumitale. Dacă tu îmi demonstrezi că ai fost în mașina mea, ascultă, eu te iert. Și cheamă și șeful de post care era acolo și mai era și un milițian. Ascultați ce vă spun. Dacă tânărul ăsta îmi demonstrează mie că a fost azi noapte în mașină, auzi ce spune că a fost în mașina mea, eu îl iert și nu m-am treabă cu el acum. Pe parcurs vom avea alte, dar acum îl iert. Și atunci i-am spus, duceți-l și vedeți că în mașină nu mai aveți două exemplare, care unul trebuia să mi-l dați mie și unul trebuia să vă rămână dumneavoastră. Ăla care trebuia să mi-l dați mie, l-am luat eu cu mâna mea din mașina dumitale, pentru că am fost în mașina dumitale. Și uite, ai oprit în cutare loc, uite, ai mers la perioada asta, s-a oprit mașina, ai ridicat capota, o durat vreo 5 minute, eu în timpul ăla ți-am luat hârtia de acolo și am pus-o în buzunar, o porni mașina, m-ai lăsat în Fălticeni. Păi, dar n-ai fost tu, mă, acolo a fost un om bătrân, de vreo 45 ani, ce tu, copil, ce crezi că eu schior, nu mai văd acum, sau încă nu, nu-mi trebuie ochelare, încă nu-mi trebuie făcut el la mine. Turbat de mânie, așa, o trântit ușa și s-a dus la mașină. Când a venit camelul. Nu mai veni nervos, nu mai veni nimic. Atâta vreau să-mi arăți dacă e cu adevărat. Și m-am scos hârtia, da. O rânduit Dumnezeu lucrurile. O venit revoluția și eu n-am mai avut treabă cu ei. Poate dacă era mai așa, poate nu puteam birui până la capăt lucrurile. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici. De acolo, pe urmă, lucrurile au venit în familie. Soția mea, la 7-lea copil, mergem la rugăciune. Și iasă o lucrare în felul ăsta, prin Duhul Sfânt, pentru un vas de lucru și spune așa, ascultă bărbatule, roagă-te pentru cea de lângă tine, căci vrășmașul o hotărât să-i curme firul vieță. Soția mea, la 7-lea copil, mergem la rugăciune. Și iasă o lucrare în felul ăsta, prin Duhul Sfânt, pentru un vas de lucru și spune așa, ascultă bărbatule, roagă-te pentru cea de lângă tine, căci vrășmașul o hotărât să-i curme firul vieță. Dar tu dacă te vei ruga, de pe malul gropii, ți-o voi da înapoi.
Soția mea până atunci nu s-o plâns vreodată că o doare ceva sau că era însărcinată cu al optelea copil. Nimic, era într-a opta lună. Și au apărut niște dubii la mine. Ca la orice om, știind că nu-i bolnav deodată lucrurile astea. Vine vremea să duci la maternitate, să-l nască pe al optelea copil. Și în momentele alea o emoragie puternică o veni peste dânsa, nu se mai oprea, o încerca medici, operații, lucruri, nimic. Un pic de forță sau numai un pic, dacă făcea, au, gata, plesneaș, pune emoragia. Trebuia să stai ca lemnul să nu facă nici o simplă mișcare, dacă, atât dacă strângea, gata era. Am scos-o din spital, m-a dus-o acasă. N-am putut să o țin acasă pentru că lucrurile așa erau, au început să slăbească, sângele se pierdea, copilul era mic, era de vreo 2 săptămâni. Atunci, în momentele cele critice, fata mea era în clasa 9 la liceu. Când au văzut cum se întâmplă lucrurile, au abandonat. Au spus, eu nu mă mai duc la școală pentru că Samuel are nevoie de îngrijire. Mama nu poate să-l îngrijească, dar cât mă pricepe eu, vreau să fiu de ajutor. Sunt lucruri foarte grele. Când tu ca părinte ajungi să vezi copilul tău, care noi ca părinți totdeauna vrem ca copiii noștri să ajungă să aibă o școală, să aibă un serviciu, să aibă o pâine a lui, acum ea abandonează liceul pentru ca să-l crească pe ăsta mic, pentru că pe mamă s-a, după 2 săptămâni, am internat-o din nou în spital. Lucrurile se răutățeau din ce în ce mai rău. Mă duceam cu o speranță la spital și vineam plângând. A ajuns un schelet, soția mea, în 3 săptămâni, în maxim o lună de zile. Nu mai cunoșteai, ea-i mama la 8 copii. Doctorii, ca și astăzi, își cer tributul lor. Dacă nu le dai un ban, nu ai trecere. Așa e zilele noastre de astăzi, cât le va îngădui Dumnezeu. Banii am mai avut, a fost o vreme când n-am mai avut niciun ban. Și la o lună de zile mă cheamă directorul spitalului, mă cheamă la el. Și acum eu știam că n-am fost la el de vreo săptămână de zile, știam că cere banii. N-aveam niciun ban. Le-am spus la copiii care e problema, ne-am pus la rugăciune și am spus, Doamne, dă-mi banii necesari pe care îmi trebuie mâine să mă duc la doctor. Am început experiențele familiei cu Dumnezeu. De aici am intrat în experiențele familiei cu Dumnezeu. Până aici au fost experiențe cu alții, experiențe pe care Dumnezeu a încercat să ne întărească, a încercat să ne pregătească, ca să putem face față la încercările care vor veni din interior, din casa noastră. Că acum alea de exterior le știam mersul, le știam toate, dar astea din interior deja era ceva nou pentru noi. Soția nu a fost bolnavă niciodată, să o vezi ca un copil, să nu ai ce-i face, să nu te cerți odată cu soția, să nu vorbești odată cuvinte rele sau cuvinte grele împreună. Copiii tăi era o casă care înflorea și deodată se rătează. Ce era mai principal? O mamă era pregătită pentru pământ. Din zânză ce trecea, ea se pregătea pentru pământ. Ne-am pus la rugăciune. Ne-am rugat vreo 2 ore. Copii. Am început experiențele. Din seara aceea am luat 3 zile de post, postul lui Estera. Am început să venim cu întreaga familie. Împreună cu copiii? Cu tot cu copiii. La mic îi dădea mâncare numai seara. Gândiți-vă că era, acum era de o lună de zile aproape, la mic avea aproape o lună de zile, îi dădea mâncare numai seara când era zilele astea. Liniște în casă nu era. Și ca să fiu sigur că și copiii mei nu beau apă sau nu se face altceva în vana care era la bloc, luam o peleche de pantaloni murdari și dădeam drumul în vana acolo. Apa era închisă de jos și n-aveau apă, n-aveau nimica ca să zici că... Pentru că am zis în sinea mea,
pe mine, eu am greșit mult înaintea Domnului și m-am păcătuit mult, măcar pe ei să-i asculte. Asta era o mentalitatea mea în momentele respective. Copiii s-au dus la culcare, eu n-am avut somn, am început să plâng, să mă rog Domnului. Stând pe genunchi, dimineața la orele 4, m-a ridicat de pe genunchi. Nu mă dureau genunchii, era seara de la vreo 10 jumătate, 11, cam așa au fost toate treburile, când am pus copiii la culcare. M-am pus în pat și am adormit. 2 ore. La ora 6 punct, parcă cineva a venit și m-a trezit, n-am mai avut somn, n-am mai avut nimic. Am ieșit de pe ușa blocului și la ora 6 dimineața, unde te duci la spital? Că nu, acolo de la 8-9 încep să vii doctorii, zic, da, aveai cu cine să stai de vorbă. Dar eu am ieșit și mă duc la spital. Dacă venea cineva în urma mea, eu vorbeam cu Dumnezeu. Știam că Dumnezeu e lângă mine și eu vorbeam. Dacă venea cineva din spatele meu, spunea că ăsta și-o pierdut mințile și vorbea și singur. Și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, uite, vezi, am nevoie de bani ăștia. Să mă duc, uite, trebuie să mă duc acolo, n-am ce mă duc. Din fața mea, din sens opus, venea un bătrânel, atunci după mine, cred că avea în jur la vreo 70 de ani, era cu niște haine curate, dar erau petice pe ele, cusute frumos, dar erau hainele curate pe el. Eu nu l-am văzut, eu l-am văzut atunci când mai se dăm nas în nas. El venea spre mine, eu mă duceam spre el. Eu cum eram deconectat de ce era în jurul meu, eu nu l-am văzut. Și mai sunt așa. Și atunci el, cu mâna așa frumos, și face, tinerelule, vreau să te întreb ceva. Și atunci eu mă gândesc, măi, dar ce vrea moșneagul ăsta de la mine? Așa am zis, spun martorii Dumnezeu, așa am zis, ce vrea moșneagul ăsta de la mine, mintea mea? Dar să fiu politicos, că așa m-a învățat părinții, să fiu politicos, să nu... Așa? Am ascultat ce vrea să-mi spună. Nu știi unde stă familia Turcu? Vă spun că în momentele alea am crezut că cerul a căzut pe mine. M-a făcut mic. De-am crezut că-s terminat. Și atunci am spus, eu fac parte din familia Turcu. Dumitale, ești soțul soției? Da. De 3 săptămâni, într-o noapte a venit Domnul la mine și mi-a spus așa, fă plicul ăsta cu ce trebuie pus în el, că am nevoie de el. Și acum vine vremea să-l dau care nevoie Domnul de el. Lucruri pe care pe mine m-a întărit foarte mult. Am văzut cum Dumnezeu vine și lucrează la clipeală de ochi. A luat plicul și l-am pus în buzunare, dar n-am fost curios, că astăzi îți mulți curioși, măi, dacă au primit un plic să vadă ce este el. Pe mine nu m-a interesat ce este el, l-a luat ca din partea lui Dumnezeu și l-am pus în buzunare. Și m-am dus la spital. Era ora 6:30 dimineață când eram în fața spitalului. Portărița spune, intră că te așteaptă, domnul director, te așteaptă. Cine a făcut toate lucrurile astea? Directorul a fost de gardă și a lăsat răspuns când apare să vină la mine. M-am dus în cabinet, s-a uitat la mine, am scos plicul și l-am pus pe masă. L-a luat cu mâna dreaptă și mi l-a dat înapoi și a zis așa, ia-l că ai nevoie de el. Ascultă, timp de o lună de zile, de 3 săptămâni, am văzut fiecare intrarea ta în spital și fiecare ieșirea ta din spital. Intrai cu bucurie și plecai plângând. Am să spun 3 lucruri, dar 2 mai importante. Soția ta îi dă drumul acasă că nu mai avem ce-i face. Dar dacă îți va cere un pahar cu apă sau va cere un lucru, să-l dai și să-l faci cum nu l-ai făcut niciodată în viața ta, ca să poată muri liniștită. Și a doilea lucru, pământul galben și lopata ți-o mai face pe soția ta sănătoasă. Mi s-o tăiat orice speranță de la om.
Când am ieșit din cabine, soția mea era pe targă, deja era, o pus în salvare și a venit acasă. Și mi-a spus, 3 zile și soția ta va intra cu cei drepți. Am venit acasă, am strâns copiii mei și le-am spus, uite, mama voastră, mai are 3 zile date de oameni, dar voi știți că avem un Dumnezeu care ăla cred că nu o să spună 3 zile. Nu știu care e voia lui și ce va spune, că din mintea mea a operit lucrarea aia, că de pe malul gropii Domnul meu va da înapoi. Nu, în mintea mea nu mi s-o aia tras problema aia, dar eu un timp m-am rugat pentru lucrul ăsta insistent. După aia au pornit alte lucruri, trebuie să ne rugăm pentru alte lucruri și lucrurile așa au mers, că așa merge în zilele și de astăzi. Nu te poți lucra pentru un lucru până la infinit. Copiii m-au înțeles. Era terminată 3 zile de post și o spus, tată, mâncăm la amiază și de seară intrăm iar în post. Dacă oamenii au spus 3 zile, poate n-am ținut cum trebuie, poate am făcut ceva greșeli. Asta au zis copiii? Da, copiii îmi spunea mie. Eu mi-am învățat copiii când țineam post sau așa și nu răspundea Domnul, imediat copiii la mărturisire. Ei veneau și spuneau greșurile lor, care așa, și noi ca părinți, de cele mai multe ori ne mărturiseam față de ei. Adică ca ei să prindă încredere în noi și noi să prindem încredere în ei. Și atunci, tată, hai să facem o mărturisire și să începem de nou. Când am văzut toate lucrurile acestea, când eu ca tată trebuia să am inițiativa asta și problema asta, mi-a venit de partea cealaltă, acum pe mine mă consiliau copiii, eu eram pierdut, cum se spune, dar nădejdea o aveam în Dumnezeu, știam că ceva se va întâmpla. O mâncat copiii la amiază, ce-o mâncat, că nu era ce... După 3 zile de post. După 3 zile de post, asta era a patra, o încheiat seara și era ziua de dimineață, la amiază o mâncat și seara au intrat iar în post, adică a fost o zi în mijloc, care nu sună. Și o să mâncăm la amiază și intrăm în post. O mărturisit, așa cum sunt. Copiii, sinceri, ce s-au gândit ei? Contestat pe Domnul, mi-au spus. Am intrat, eu trebuia să intru în mină, intram la 1900 de metri adâncime, să pot câștiga pâinea pentru copii. Pentru mine toate orizonturile erau închise. Simțeam că zi de zi se dărâmă tot din jurul meu și parcă veneam prăpastia, că mă duc în ea, dar tot se rupea. A treia zi, la orele 9 seara, le-am spus la copii, mai înainte de a intra în post, să păstreze liniște, să nu o supere pe mama, să m-o înțeles. Și, cum știți și dumneavoastră, copiii zburdalnici. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-au înțeles, nu auzeai musca în casă. Și gândiți-vă că erau 8 copii, nu era unul sau așa, toți se luau unul cu altul. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel să fie liniște. La orele 9, a treia zi, după cum au spus oamenii, și era a treia zi de post, mă îmbrac și la orele 9 seara pornesc spre mine. Normal, noi intram la orele 12, dar trebuia să mergi cu 3 ore înainte, până te îmbrăcai, până luai masa care trebuia, până îți duceai materialul la locul de muncă. Când începeai ora 12, trebuia să ai și material și tot duse. Nu stăteai în timpul programului să-ți aduci materiale, lemnul, tot ce trebuia. Tu trebuia asta să le duci până începeai și apoi te apucai de lucru. Schimbul care venea, la fel făcea și ei. La ora 12 noaptea, mi s-au umplut ochii de lacrimi și am început să plâng. Îmi curgea lacrimile fără voie, fără să am un motiv. Din momentul ăla mie, când mi-au dat lacrimile, dacă mă întrebai că-s căsătorit, nu știam. Dacă mă întrebai că am copii, eram pasiv. Nu, s-au șters toate lucrurile astea din mintea mea. Plângeam și atât. Nu. Oamenii care aveam la locul de muncă au văzut care e situația în ce așa și au spus, domnul Turcu,
Las că facem noi lucru care trebuie făcut. Du-te într-o galerie părăsită de piatră și odihnește puțin, că lucrul ăsta nu s-a manifestat niciodată cu dumitale. Ai ceva, o rană sufletească, ai ceva. Cum sunt oamenii din lume, în cuvintele lor. M-am dus într-o galerie care a fost exploatat cărbunile și apoi a fost închis cu zid de bolțar, dar intrarea aia, vreo 20 de metri de la galeria principală, era acolo. M-am pus pe genunchi, am stâns lampa, m-am rugat, m-am mărturisit lui Dumnezeu. Ce am crezut eu după mine că am greșit și toate treburile. Și când aprind lampa, era ora 4:30 dimineața. 4:30 aici era ora. M-am uitat în jurul meu, piatra nu mai sub lacrimile și nu era să picuri undeva apă. Era așa, cam de un deget, ca o baltă așa de apă, lacrimile care au curs acolo. M-am dus la locul de muncă, oamenii au făcut corect tot ce a trebuit. Eu eram șef de schimb, nu m-am mai dus în dimineața aia la birou, la șeful, să-i dau raportul ce am făcut și cum am făcut. Am ieșit din mină și în momentul când am ieșit la suprafață, mi-a venit gândul ăsta, soția mea e moartă. Ce fac copiii mei acum? Neliniștea asta să ajung cât de repede acasă. M-am dus în baia comunală, acolo în baia care se făcea baie miniere, m-am spălat pe jumătate. Adică jumătate eram negru, jumătate eram alb. Pentru mine nu conta lucrul ăsta. Am să trec un pic sub apă și să ajung acasă. Asta era dorința mea. Atunci mi-a venit mintea la loc. Puteai vorbi cu mine. Știam că am atâția copii. Știam că am soție bolnavă. Știam tot. Știam ce mi-au spus doctorii, că a treia zi era la 12 noapte, era încheiată. Ce-au dat medicii. Oamenii din jur spunea, vai de ființa aia cât are de spălat în jurul la nemernicul ăsta. Uite, uite cum se îmbracă, mă, uite, nu. Biata femei și o să aibă de spălat în jurul ăsta. Pe mine nu mă interesa ce spuneau ăștia din jur. Pe mine mă interesa să ajung acasă. Și am luat-o pe jos, era până vreo 2 kilometri. Și am luat-o printre calea ferată și era cam un kilometru. Și am luat-o. Mai aveam 300 de metri să ajung acasă. Mi s-o tăia de la genunchi, așa am simțit ca o tăitură, mergeam și tot pe loc eram. Mergeam, normal, și tot în locul ăla era. 3 ore. O trebuie să pot ajunge până în fața blocului. Și era 300 de metri. Și o trebuie 3 ore să pot ajunge. Când ajung în fața blocului, când am auzit pe toți cum strigau la Domnul, Doamne, nu o lua pe mama până nu vine tata. Doamne, mai ține-o în viață până vine tata. Vă spun că sunt lucruri pe care n-aș dori nici la cel mai mare vrăjmașul meu să îi se întâmple așa ceva, să poată trece pe aici. Am ajuns în apartament, am deba copii, dar până ajunge m-am dus, mi-am salutat soția, dar față de celelalte dăți, soția nu mi-a mai răspuns la salutul care l-am dat. M-am uitat mai atent, am văzut că i-au curs 2 lacrimi din ochi, ca semn că i-au înțeles ce am spus, dar nu m-a mai putut răspunde. Am întrebat copiii mi-au spus, tată, după ce ai plecat, mama ne-a chemat la ea și-a luat-o pe Viorica, pe cea mai mare, și i-a spus, eu am să plec de pe pământul ăsta. Tu să ai grijă de copii, să-i speli, să-i ordonezi la școală, să-i ajuți cu temele. Și ne-a luat pe fiecare și ne-a spus la fiecare ce avem de făcut, cum să ascultăm. Toate lucrurile au spus copiii bine până l-a luat pe la mică în brață. A spus că l-a strâns la piept și a spus, tu, mamă, n-ai gustat iubirea de mamă și mamă, tu nu o să ai niciodată. Și atunci mama noastră nu a mai putut vorbi, o scăpa copilul din brață pe pat, ochii,
și n-am mai putut comunica cu ea. Ne-am pus și ne-a rugat, de atunci ne rugăm de una la Dumnezeu. Situații critice, momente pe care, numai dacă te întărește Dumnezeu, poți ieși din ele. M-am dus în sufragerie, m-am trântit cât de lung jos. Ce am spus lui Dumnezeu, nu mi-am amintit ce am vorbit, dar știu un singur lucru, m-am ridicat de acolo. Când am deschis ușa sufrageriei, soția mea era pe hol, mi-a zâmbit și îmi zâmbește și ziua de astăzi. Așa știe Dumnezeu. Și atunci mi-a venit lucrarea, că de pe malul gropii ți-o voi da înapoi. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce-o lucrat. Timpurile au trecut. Problemele au început să vină una după alta. Soția mea avea cancer uterin. Deci asta a fost mai târziu? Nu. Asta a fost diagnosticul pe care mi-a dat doctorii acasă. Cancer uterin era ultima fază, uterul era mâncat tot, și cancerul își făcea problema lui. Dar la Dumnezeu n-a contat că i-a mâncat uterul, că ce-a făcut, că după aia încă 8 copii au mai născut și Dumnezeu mi-a dat 16 copii acum, îi am sănătoși, nu am niciunul bolnav, îs pe calea Domnului, slujesc pe Domnul și mulțumesc lui Dumnezeu de lucrul ăsta. Deci după ce medicii au pus diagnosticul de cancer uterin, da, și a fost în ultima fază? Ultima, adică era metastază, adică puroiul și toate era intrat în sânge și nu se mai putea face nimic. Nu i-a mai făcut citostație, nu i-a mai făcut nimic, era terminată lucrarea. Deci după aceasta a mai născut încă 8 copii? Încă 8 copii. Ăsta e Dumnezeu nostru și El știe, așa știe El să lucreze. Peste mintea oamenilor și peste puterea oamenilor. Mă duc la rugăciune. Și iasă un cuvânt din partea Domnului și spune așa: ascultă, bărbatule, împreună cu cea de lângă tine, roagă-te pentru odrasla ta, că-și vrășmașul o hotărât să-i curme firul vieță. Dar dacă te vei ruga, viu este Domnul. Lucrarea se va întâmpla, dar nu se va întâmpla nimic, pentru că mâna mea va fi de sus până jos. Ne-am dus, ne-am rugat vreo 4-5 luni, au intervenit alte lucrări, lucrarea s-a rămas abandonată, la un an se împlinește lucrarea. Imediat după ce a fost soția vindecată și era copilul ăsta al 8-lea, era de Sfântă Maria, mică sau mare, nu știu, în septembrie, o Sfântă Marie, nu știu care, că eu nu le-am cu sărbătorile astea, dar așa era la lumea de afară, sărbătoare, toți erau ca la sărbătoare. Soția mea, eu am plecat la mine, soția mea, ca să nu iasă copiii în fața blocului să se murdărească, și că avea mult de spălat după ei, pentru că n-aveam mașină de spălat, n-aveam din astea, nici din aia albalux cum era, așa era problema noastră. Și căuta în așa fel să nu se murdărească, să numai strictul necesar să îl facă. Și iasă cu copiii pentru că era sărbătoare. Le-a citit o poveste din Biblia copiilor. Sună suneria la apartament. Soția imediat îi ia pe toți și îi bag în casă. Dar ei s-au jucat de-a doctorul cu pacientul. Aveam niște lăzi de alea de mere, cum sunt aprozar de alea mari, care un copil mic în cap în ele. Nu s-a uitat că acolo era acoperit cu un cerșaf ăsta mic, de un an și două luni. Nu s-a uitat că era acolo. Eu băga pe toți în casă, s-a dus, s-a vorbit cu persoana la ușă, pe unul a spus că mă trebuie să fac mâncare, trebuie să vii soțul de la muncă, de la șut, cum se spunea acolo. Și se uită, după vreo un sfert de oră, copilul a văzut că e liniște, o ieși de acolo, din ladă. Și acum gândiți-vă cum sunt terasele la bloc, e betonul ăla de 3 de ani, deja atâta, sunt plăcuțele alea care sunt priză. Copilul meu era pe plăcuțele alea și mergea, copilul la un an și două luni mergea pe plăcuțele alea. Erau 3 blocuri în spate, toate geamurile erau pline de oameni și toți erau cu gura cascat, așteptau impactul. Soția se uită. Păi, dar ce au oamenii ăștia de să...
Și deodată s-a auzit cum când joacă România cu, și câștigă medalia și câștigă acolo, dacă ești într-un oraș, s-aude deodată gol, când o dat un gol, sună tot orașul ăla în momentul ăla. Așa toate persoanele și alea au zis, o căzut, așa s-au auzit o, ca un răgit, așa. Soția mea să știe că din terasă la mine copilul meu a căzut jos, nu știut. Sună suneria imediat, după vreo 2-3 minute sună suneria și vine un băiat al unui frate pocăit de acolo, soră, v-a căzut copilul din terasă, soția v-a zis, la mine? Nu. Când îi cheam pe tății numără, unul nu-i. Soția a ieșit de sculță, nu a mai luat șlape, nu așa, și în fața blocului era o cărare care ducea la spital, era pe un teren de ăsta de iarbă. Și vede un copil mai mare care ducea copilul la spital. Soția se duce la junghe, ia copilul, la duce înapoi, să-l speale un pic, așa, că nu poate să se ducă în fața omului așa. Și nu a putut să se roage mai mult, să spune. O spus atât, Doamne, dacă vrei să mi-l lași, lasă-mi-l sănătos. Dar dacă vrei să-l iei, ia-l acum, că nu voi obiecta niciodată de ce l-ai luat. Atât a fost rugăciunea pentru copilul nostru. S-a dus cu el la spital după ce, dar copilul din momentul ăla răcnea de una. Țăpa de una. S-a dus la spital, la Vulcan, acolo l-a trimis la Petroșani. La Petroșani i-a făcut rază, i-a făcut toate lucrurile și nu avea nimic ruptă în el, nimic. O căzut de la etajul 2 pentru copil de un an și două luni. Se făcea praf. Găseai un mormănel de carne, atât găseai acolo. Altceva nu găseai. Dar el de pe terasă a căzut pe sârmile unde se întindeau rufele, o balansat și balansul ăla l-a zvârlit pentru că blocul era atunci dat în folosință, toate erau numai sârme, numai betoane, încă nu era curățit tot așa. Dumnezeu așa a făcut să cadă la 10 cm de gura canalului, că intra în canal și intra în murdăria aia, că n-avea capac. Vă dați seama că era terminată problema. Dar Dumnezeu așa a făcut, să balanseze sârmele alea și l-a dirijat. Pentru că el așa a promis, mâna mea a spus că va fi de sus și până jos. Eu n-am înțeles. Dar acum am înțeles, de sus și până jos a fost mâna Domnului. Eram la muncă, soția a internat-o la Petroșani, vin acasă la orele 11 noaptea, la mine toate becurile în apartament, la trei camere care erau pe stradă, toate era aprins lumina. Și așa am simțit ca o tăitură ceva înăuntru. Și așa s-a întâmplat ceva, pentru că știam că soția nu lasă becurile aprinse, nu nimic, tot e liniște. M-am gândit că soția nu e acasă. Când ajung în fața blocului, Doamne, ai milă de Same, Doamne, ai milă de Same, copiii mei se rugau înaintea lui Dumnezeu. Ajung, îmi spun toată problema. Era ora 11 noaptea, unde să te duci, să vezi despre ce e vorba. A doua zi dimineață mă duc la mină, la șeful meu de sector, îi spun, uite, mi s-a întâmplat o problemă, dă-mi și mie 3 zile de concediu. Uite, mi-a căzut un copil din terasă, acum nu știu, că e la Petroșani, că e la Timișoara, că unde e, nu știu, ce să vă mint, nu știu, dar trebuie să ajung să văd ce s-a întâmplat cu el. E copilul meu și... Și atunci șeful face, nu, îmi leș mărțile, care predam o marcă la cantină când ne dădea porția de mâncare și o marcă când luam lampa. Era același număr pe ea. Îmi leș mărțile și ai 3 zile de la mine șut plătit. Eu spontez mărțile, eu, pe mine mă interesează. Du-te și vezi ce ții cu copilul. Mă duc la Vulcan, îmi spune că l-a trimis la Petroșani. Mă duc la Petroșani, era o portăriță, o comunistă înfocată. Și când ajungea pocăiță acolo, își bătea joc de toate, nu îi lăsa să intre nici cu orice vrea, nu putea intra. Și mă știa că sunt pocăit, când am ajuns acolo, i-am spus, auzi, ai telefon acolo,
dă telefon la urgență, vezi dacă ți-ai internat, dă telefon pe secție, dacă doctorul îți spune să te las, dar știa că doctorul nu mai era acolo, încă nu era venit doctorul și n-avea cine să mă lasă, așa, așa, tăitor. Dau telefon la urgență, îmi răspunde o doamnă de acolo și o întreb frumos, auziți, așa, 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 așa. Vedeam cum răsfoiaște acolo și spune, la noi nu este internat așa ceva. Numele de turcu nu este internat. Atunci în mintea mea s-a dat o bătălie și am spus, copilul meu e mort. Și ei începe cu întrebări din astea ca să vadă reacționarea mea, ca să poată să-mi spun adevărul. Asta a venit în mintea mea. Nu era gând de la Dumnezeu, dar ăsta a venit în mintea mea. Portărița auzea toată convorbirea, că era cu microfon așa și s-auzea tot. Și mi-a închis telefonul. Și eu mai dau o dată telefon. Doamnă, uite așa, așa, așa. Domnule, ești nebun? Și m-a pus receptorul pe furcă. Atunci am stat, portărița se uita la mine și îmi spunea așa. Te făceai în trei culori. Te făceai vânăt, te făceai alb și reveneai la starea care erai normală. Uite așa se părânda fața ta, uite așa se făcea. Mi-a spus după aia că a fost și ei frică. Că nu mi s-a întâmplat nimic, adică în toate simptomele astea se gădea, acum cade jos și trebuie să-l duc în spital. M-am gândit, copilul meu unde poate fi internat? La chirurgie sau la ortopedie? La chirurgie, dacă e nevoie de o intervenție chirurgicală, și la ortopedie, dacă e vorba să-i pui un pior în gips sau... Și primul gând care a fost că la chirurgie. Am format acolo 09 interiorul. Așa, eu răspuns, o domnișoară, nu era căsătorită, nu pot să spun că era altceva, eu spus o domnișoară, domnule, dacă aveți răbdare câteva minute, eu acum am venit din libere, și eu nu știu exact pe secție noi internat sau cât. Dar uite, eu mă uit în registru și dacă este, eu vă spun, cu cea mai mare plăcere vă spun. Dar vă rog frumos să așteptați. Nu a durat un minut, că am văzut cum răsfoia acolo și am spus că da, este, la salonul 6. Atunci, duhul vrășmașului a venit peste portăriță în felul următor, domnule, du-te, mi-a deschis poarta, du-te și farmele. Și-a zis că în momentul ăla eu eram vânăt la față. Du-te și farmele, că femeile astea nu-s vrednice să stea acolo. Dumetale, acum dacă rămâneai mut pentru toată viața, dumetale, făceai un infarct, făceai ceva aici, în toată bagiocura asta. Nu mai fost ateista aia, dar diavolul a venit sub altă formă prin ea să se sărbească. Dar eu m-am dus liniștit, dar i-au spus că eu am plecat vânăt din fața ei. M-am dus liniștit și eu când am intrat în sala de urgență, în cabinet acolo, erau trei persoane, două fete mai tinere și o persoană mai bătrână. Cât ai clipit din ochii acelea două, s-o dat după un dulap și altul nu le-am văzut. După aia am înțeles că după dulapul ăla era o ușă pentru orice eventualitate să o taie și să se ducă. Alea-o plecat și-o lăsat-o pe asta așa. Asta a început, uite așa, uite așa vezi. Pe masă, ziceai că avea boala asta, Parkinson. Așa tremura toată. Dar eu o întrebam calm. Doamnă, și era pe timpul Ceaușescu, trebuia să fii tovarășa. Doamnă, uitați care e situația. Eu nu sunt nici nebun, că așa ai spus, că sunt nebun. Vedeți că nu sunt nebun. Dați-mi și mie registru să mă uiți și să mă documentez și eu. Mi-a scos registru, mi-a dat, învârt acolo. Nu-i. Nu era. Și atunci am văzut că filele registrului sunt numerotate. Și am zis, mă, asta o rup foaia, o dat după aia de... Așa o rupt-o și după ce plec eu o pune înapoi. Nu, a... Și ce va da foile? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Șasele nu era nicăieri. Și când m-am uitat mai bine, era ca foile astea de Biblie, sub țări. Foile erau lipite. Când am dat așa puțin cu dez, s-o desprins. Și acolo era salonul 6 cu pricina. Copilul meu, turcu, internat la ora de, tot
aducă datele despre el celălalt. Și atunci o chem, uitați-vă. Nu v-am adus eu alte registruri. Vă rog frumos să mă conduceți până la... Era la etajul 3, la salonul 6. Vă spun că eu mergeam în urma ei și el mă ridica o treaptă și se uita în urmă să vadă. Nu o pocnesc. Nu fac ceva. Pentru ființa aceea a fost un calvar ale trei etaje care le-a urcat pe scări până au ajuns. Când au ajuns și m-au dus în salon, copilul meu fugea. În salon fugea. O făcut odată cu o scăpat de o piatră de moară. Pe urmă mi-au mărturisit când m-am turnat înapoi la ele, s-au încuiat vreme de vreo trei ori, s-au încuiat. Un cuiat propus acolo ca să nu vin înapoi la ele. Și eu după patru ore când am văzut, am stat de vorbă cu soția, ce s-a întâmplat, ce eu am făcut, toate lucrurile astea, copilul vrea să meargă la baie și mi-o dat cheia, că era cu cheie, mi-o dat cheia, duc și duc copilul la baie. Când ies pe hol, doctorul care i-a făcut razele și tot, doctorul la care a fost internat, venea cu un chen de la mare așa în gură și pe timpul Ceaușescu era ceva, când fumai un chen, era, nu fuma oricine. Copilul se smulge din mâinile mele și doctorul era în fața mea cu vreo 10 metri. Și se duce așa, cât știa el vorbind, domnul doctor, știți că vă duceți în iad dacă fumați? Pe mine m-a copleșit o rușine și eram în stare să intru în pământ de rușine care mi-a făcut-o mie copilul. Și atunci face, auzi, voi pocăiță, nu mai veniți și mai băgați în panică, că vouă la pocăi nu-ți se întâmplă nimic. La ce mai veniți să mai băgați în panică un spital, medici și toate treburile? Și face la el, dacă nu-ți implanta măta legele și poruncile în tine, era crapată ferea în tine acum. Și nu mai vrei tu să-mi spui mie, ca o răzbunare, crezi că l-am trimis eu. Și atunci am început să-mi cer scuze, domnul doctor, nu l-am trimis eu. Noi acasă, uite, așa i-am învățat, așa i-am învățat. Bine, bine, am înțeles, am înțeles. Și o să trebuie să mai stai o zi internat, după regulile care sunt, să nu se întâmple ceva simptome la copil. Și pe urmă îi dă drumul acasă. A doua zi îi dă drumul acasă. Bucuros. Așa au trecut vreo 4 ore. Era aproape 1 și ceva, 2 după masă. Am coborât jos și am zis că totuși să trec la ale la urgență să le spun să fie mai calme cum vorbește, că cu mine nu și-o dat, dar își va da de naș. Și o să vină unul și o să le dea o bătută de... Nu o să aibă ce... El s-a discuiat și s-au plecat. Când colo eu am intrat pe ușă, alea două iar au intrat după dulap, s-au dus în treaba lor, asta au rămas și eu am vorbit calm, acum nu mai eram vânăt, nu mai eram, eram normal, i-am vorbit calm și am plecat. Venind acasă, dar în lucrare, mi-a fost așa, și în urma acestei lucrări, în lucrarea care a fost prin vasul de lucru, în urma acestei lucrări îți voi schimba numele pe care ți l-au dat oamenii. Înțelegi? Și numele pe care mi l-au dat oamenii, eu m-am dus, de când m-am mutat în blocul ăla, nu m-am dus la nimeni să spun, dă-mi și mie o cană de ulei sau dă-mi și mie o cană de sare sau să împrumut de la un vecin sau la ce. Dar din pocăitul dracului, asta era numele care mi l-au dat oamenii, asta era vorba lor. Toți asta făceam, fără să-i faci nimic, fără să ai treabă cu nimeni. Și m-am venit acasă și aveam pe scară, aveam o catolică, ținea la religia ei și la așa, era trup și suflet, era gata să-și iei viața pentru, dacă i-o cerea cineva, pentru așa. Și eu cam agrez oamenii ăștia care sunt în totul tot pentru tot. Înțelegeți? Că din ăștia, Dumnezeu de oameni de ăștia are nevoie. Ăsta când Dumnezeu l-a chemat, exact ca pe Saul. Când Dumnezeu l-a chemat, l-a pus unde a trebuit. Cu toate că era fioros, era... Și vine la mine, vecine, s-a căzut copilul din terasă ieri, e ruptă măduva spinării. Copilul ți-a internat la Timișoara. Și uite, măduva spinării
încă mai este o bucată pe bucata de beton. Eu când am auzit așa, am spus vecină, haideți să-mi arătați unde. Într-adevăr, pe bucata de beton era o picătură de sânge. Dar nu era mădua spinării, cum spunea ea. Și ea era, știa că era internat la Timișoara și copilul era în Petroșani. Ei știau toate, adică și-au făcut niște păreri. Mă duc, rămas de rușine că acolo nu găsit bucata de șira spinării cu mădua, cum spuneau ei. Eu pentru mine, am spus, pentru mine e o mărturie, o iau în hârtie și pot să arăt la oricine. Asta e așa și uite, copilul meu e perfect sănătos. Era, pentru mine era o dovadă strigătoare la cer, adică o dovadă prin care Dumnezeu era proslăvit până la capăt. Dar nu era, poate mă mândream. În urma acestor lucruri, poate mă mândream și era alte probleme. Dar nu vreau să devez de aici, dar îi spun, ascultă vecină, copilul meu e sănătos. Nu are nimic, decât are trei copți la cap, unii s-o crăpa pelea, care i-o prins atât are. Nu este adevărat. Mâine, la ora 10, copilul meu vine acasă cu soția și atunci am să-ți pot demonstra. S-o dus ea pe scări, că era la etajul 3, era la etajul 2, era deasupra mea. Totuși, nu, ceva era neregulă pentru ea. La ora 10:30, soția vine, ea nu a văzut că noi intra soția în bloc. Dar eu când am deschis ușa la apartament și așa, i-am spus, tu, uite, trebuie să o chem vecina până sus, că, uite, am o problemă de rezolvat cu ea. Și mă duc la ea și sun la sonerie și spun, vecină, uite, acum mi-a venit copilul acasă. Uite, acum am intrat în casă. Ea în pijamale era, că s-a trezit în pijamale, a venit jos și eu atunci îl chem Sami. Și Sami, cum era dat după cum, a venit într-o fugă. Ea când l-a văzut, de nu erau balustradele alea la bloc, ea cădea printre alea și murea până jos. Propriu zis, o rămas fără așa, o amețit și se ducea jos. Din momentul ăla, din pocăitul cuvântul care spuneau ei, o spus, ăsta e omul lui Dumnezeu, să teme de Domnul. Așa s-a întâmplat cum a spus cuvântul lui Dumnezeu. Și diavolul a vrut să piardă copilul ăsta de la naștere, fără mamă, să-l îngrijească o lună și ceva de zile. Pe urmă, i-a rânduit asta. Pe urmă, la 8 ani, diavolul iar a avut de lucru cu el și îi dă o boală de plămân. Copilul era rău, era rău, m-am dus cu el la medic. La medic când m-am dus, i-a dat penicilină. Penicilină a făcut 86 de penicilini și acum nu. Doctorița a spus, eu nu mai pot da învoiri, trebuie să ducă la școală că pierde anul. Dacă eu îi mai dau învoiri, el pierde anul. Și ca să nu pierde anul, se duc la școală și lor înțelege. Și eu, da, de la școală, domnule, nu îl putem primi. Mama sa, când i-a spus dimineața că trebuie să duc la școală, el a spus, mamă, să învârte casa cu birii, mă doare capul. Și... Măi, copile, măi, Same, uite, te duci acolo. Și doamna nu e atât de răutăcioasă. Și dacă o să te vadă că ți-i rău, te trimite acasă. Dar tu trebuie să te duci. Trebuie să faci măcar o zi sau două. Și pe urmă mai dă doctorița ceva, dar trebuie să mai faci ceva. S-a dus copilul la școală, învățătoarea când l-a văzut, că era în clasa a doua, când l-a văzut că se dădea copiii de 6 ani, pe timpul lui Ceaușescu, se dădea copiii de 6 ani la școală, când l-a văzut la școală, când l-a văzut așa, i-a spus, Sami, ce-i cu tine? Du-te acasă. Tu nu poți face ore? Adică copilul nu m-au deschis ușa clăsă, doamna l-a văzut și l-a trimis apoi acasă. A venit acasă, eu eram la mine. Că toate lucrurile astea soția le-a întâmpinat, șocurile astea puternice. Vine acasă, se duce în baie și mi-a spus că e rău și-a vomitat în ghivetă. Când a vomitat în ghivetă, aproape jumătate de ghivetă, de cheaguri, de sânge, de tot asta au vomitat acolo. Copilul s-a îngălbenit ca ceara s-a făcut galben, soția se gândea să cheme salvarea. Nu știa, propriu zis, nu știa ce să facă. Și atunci îi vine un gând și se pune pe genunchi și strigă la Domnul. În momentul ăla vine un frate la noi,
și sună la sunerii soție, cum era plânsă și necază, așa. Nu s-o dus. Și fratele aia neînțelept s-o dus în fața blocului și striga: Mariană, 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 Mariană. Acum ea, ca să termine de acest, zice, tot blocul ăsta, uite, bărbatul e la mine și te-o strigă alt bărbat pe afară. Și trebuie din astea, că la ăștia de lume un pic să le dai un pic de scânteie, că deja au făcut propoziția. Și atunci ea iasă la geam și spune: ce vrei, omule? Auzi, m-a trimis Dumnezeu la tine că trebuie să fiu de folos. Cu ce te pot ajuta în problema asta care o ai? Și atunci soția face: dacă totuși te-a trimis Dumnezeu și vrei să mă ajuți, du-te până la fratele Ionel din Aninoasa și cheamă-l până la noi. Era un presbiter la biserică acolo, și Grigoraș, dacă ați auzit de el, nu știu. Și cheamă-l până la noi. Fratele s-a dus, soția a chemat o soră bătrână acolo, s-a mărturisit, s-a pregătit pentru rugăciune, pentru tot ce avea să întâmple. Și fratele Ionel îi spune: bine. Fratele a plecat, a venit în vulcan înapoi și fratele ăsta, presbiterul, a pus semnă înaintea lui Dumnezeu și a spus: dacă vine după mine cu mașină să mă duc acolo, înseamnă că e voia lui Dumnezeu și Dumnezeu și are de lucrat acolo, va lucra. Dacă nu, e numai voia oamenilor și eu nu mă duc așa. Și fratele ăsta a venit acasă, a mai stat o perioadă și atunci avea mașină. Și a spus: mă, dar vine omul ăla cu maxi taxi sau cu ce era, autobuzele, mă duc și-l aduc cu mașina. Toate mergeau călăuzirea Domnului. S-a dus și l-a adus cu mașina și au venit între timp, am venit și eu de la mine, de la muncă, am venit acolo, l-a adus și îi spune, întreabă: ce s-a întâmplat? Intră fratele în casă, ce s-a întâmplat? Soția face: uite, copilul după o perioadă te-a vomitat să-i soră. O vomita, dar nu mai vomită. Dumnezeu l-a vindecat. Și l-aveam pe ala micu de astmă bolnavă. Următorul era mic de vreo 4-5 luni și avea astmă. Se răsufla greu și tot numai prin spital stăteam și cu ala și cu toate. Și ne-am pus la rugăciune. Acolo era o familie care erau de întorși mai de curând la Domnul și Dumnezeu era tot vedenie la fratele ăla. Era tot un porumbel cu a intrat pe geamul de la balcon în casă și s-a pus cu o gheară pe un capul la un copil și o gheară pe capul la copilul celălalt. Și el atunci a deschis ochii să vadă ce s-a întâmplat. Și când a deschis ochii, nu a mai văzut nimic. Fratele s-a rugat, Dumnezeu i-a vindecat pe amândoi copii și s-a vindecat și în ziua de astăzi. Asta a fost încă o lucrare care Dumnezeu a lucrat, pentru că s-a ținut lanț, asta e una după alta. Câți ani are Sami acum? Sami acum are 23 de ani. S-au oprit încercările aici? Nu, încercările au continuat și continuă și astăzi. Din una intru și alta ies. Pentru că așa mă iubește Domnul pe mine. Pe alții poate iubește în altfel, dar pe mine așa mă iubește Domnul. Și îi mulțumesc lui că mă ține aproape de el. Că dacă nu mi-ar lăsa lucrurile astea, poate ca omul, uită și se duce. Dar pe mine lucrurile astea m-au ținut aproape de Domnul și mi-au dat multă întăritură. Nu s-au oprit aici lucrurile, au mers în continuare. Și mă duc la o rugăciune la Lonia, era o seară de rugăciune prelungită. Și cum am intrat în casă, Domnul îi vorbește la soția mea în felul următor: ascultă, femeie, intră în graba mea, în graba mare, în audență la mine cu copiii tăi. Nu spune și cu cel de lângă tine, cu copiii tăi, că și în casa ta se va face o lucrare atât de mare încât se va duce vestea până la marginile pământului și se va spune și astăzi că eu lucrez. Amin. Ne-am rugat, s-o termina seara de rugăciune acolo, venind pe microbuz acasă. Așa cu a noi, ca părinții, imediat ne gândim la copii, la așa, dar nu ne gândim la noi, că Dumnezeu s-ar putea să aibă treabă cu noi. Și m-am gândit, mă, o să întâmple ceva la un copil și o să trebuie să mă duc în străinătate cu el. Știi, ca mintea omului a început așa, dar Domnul nu a spus așa, dar dacă nu înțelegem, noi ne ducem departe cu gândirile noastre. Dar neștiind că Dumnezeu avea treabă cu mine și eu eram ăla care trebuia să intru. Dar Dumnezeu mi-a vorbit destul de clar, că la soție i-a spus, nu i-a spus cu cel de lângă tine și cu copiii tăi. I-a spus, cu copiii tăi intră.
că am de făcut o lucrare. Dar așa e omul, mintea se închide și nu înțelege. Și eu, de mic, am căzut. Cum cad copiii pe gheață, așa? Și am căzut cu capul în spate, așa? Și a fost ca o fasolă, un cheag de sânge acolo, s-a făcut o vlutură și a rămas. Cu timpul, cheagul ăla creștea. Și acum, când domnul rânduit să facă lucrarea asta, s-a făcut cât un ou de găină. Dar era moale, moale, nu era tare ca piatră, era moale. Dar problema era, era un inconvenient la mine. Când mă pentanam și ajungeam cu vârful pieptului pe el, ziceam că mi-a să ochii din cap de durere. Așa o durere usturătoare, simțeam în ochi așa. Și asta a fost miercuri, joi, mă duc la un medic. Dar așa cum e, familie cu copiii mulți, nu au bani să se ducă la specialistul cu tare sau ce. Caută și ei să se ducă unde e posibilitatea lor. Aveam în casă 3 milioane în 2002, când a fost lucrarea asta. Cealaltă lucrare a fost în 86 cu soția. Și între 86 și 2002 a fost problema cu Same. Am luat 2 milioane la mine și m-am dus la doctor. Și 1 milion am lăsat acasă pentru ca să aibă copiii de mâncare. Acum vă dați seama, în 2 zile era praf făcut, banii aia ce era. Mă duc la doctor, îi spun la doctor care treaba, să uite el acolo, pipă el și ho, domnul Turcu, de asta am scos 10 și 1000. E un fleac, e nimica toată. În jumătate de oră te-am scăpat de el și nu mai ai treabă cu el. Ci am venit bucuros acasă. Luni vii, te internăm și marți la amiază te-am operat. Ce bucuros că sunt câteva zile și scăp de durere. Că așa e omul, când îi se dă o șansă, e bucuros, vine. Când vine acasă, soția parcă avea ceva rezervă. Și spune, măi omule, nu te bucura chiar așa. Să nu fie ceva mai complicat. Omul văzut la suprafață, dar nu tot s-ar putea să fie altceva. Nu te bucura așa. Ei, dacă o spus să te internezi, te duci să te internezi, nu. M-am dus luni, m-a internat, nu mi-a făcut o analiză, nu mi-a făcut nimic. Marți, la amiază, mă cheamă, vine asistenta și spune, te așteaptă domnul doctor în sala de operație. M-am dus acolo, m-a bărberit părul, mi-a luat tot acolo, mi-a făcut o injecție în crescătura aia de carne acolo, ce era cheagul ăla, ce era acolo, și m-a pus cu, pe un scaun și el în spate și a început să... O adus, m-a uitat la ei cum o adus trusa cu cuțite, cu toate, toate. O luat primul cuțit și se taie. Și cum a strage pe piatră. Și s-aude scârțitul la gura la cuțit, ați avea o piatră în mână, și ați trage cu gura la cuțit, s-aude scârțitul ăla, așa, așa am simțit-o scârțitul ăla în cap, dar nu tăia nimic. S-a întâmplat cu toate 3 cuțite, al patrulea cuțit, o să că-i ultimul, îl încerc, o crestat. În momentul când o crestat, adică o tăiat, mi-a spus, domnul Turcu, aici e cu totul altceva, nu-i ceea ce m-am gândit eu. Eu în momentul ăla mi-am pierdut conștiința. M-au pălmuit ce au făcut ei acolo. Ei știe că m-au readus înapoi la așa. Dar m-am trezit în salon, în pat. Și din momentul ăla o durere nesuportabilă. Dacă făceam așa pe păreți, simțeam că mă mai las un pic durerea. Au încercat tot felul de medicamente, tot felul de anestezii din astea, să mă... Cum le tunai în ghivetă și trăgea apa după ele și nu era nimic, așa nu făcea nimic efectul. Eu m-am ridicat din momentul ăla din pat și așa mergeam pe holul spitalului, dintr-un capăt în celălalt, simțeam că așa, dar nu țipam, nu mă văicăream, nu spuneam au, nu nimic. De multe ori spuneam, Doamne, sunt atât de nepocăit și atât de rău sunt că meritam mai mult. Tu care n-ai făcut rău la nimeni, tu care totdeauna ai iubit pe om, ți-au dat moarte de cruce și cea mai cruntă moarte pe vremea respectivă.
Eu merit mai mult, eu am vorbit rău, Doamne. Gura mea a vorbit multe lucruri, Doamne, care nu ți-au plăcut, n-am făcut cinstit. Atunci a început recunoștința și atunci îmi vineau toate lucrurile care am greșit înaintea lui Dumnezeu și tot îmi vine așa ca pe film. Fără să stau eu mult să mă gândesc la ele, dar le aduceam toate înaintea Domnului și vorbeam așa în sine, dar nu vorbeam cu glas tare. Vorbeam în mintea mea cu Dumnezeu. În pat mă ducea numai când venea și îmi făcea injecția. Încolo așa. Acum, neștiind că doctorul care m-a operat a intrat în panică, o afla că am 16 copii. Pe urmă, nu mi-a făcut nicio analiză, nu mi-a făcut nimic, că dacă îmi făcea o analiză, ieșea ceva acolo. Mi-a luat de acolo o bucățică și mi-a trimis la biopsie la Cluj. Biopsia a venit, el a băgat-o în saltare, că era cancer. Și acum era frică. Păstorul nostru de zonă de acolo s-a dus la el și a spus: măi omule, ce ai făcut? Ai nenorocit familia asta. Ai să plătești întreținere la atâția copii. Pentru el era o forfătă mare. Nu știa cum să scape de mine ca să iasă el bine. Eu, în momentele acelea de durere aia cruntă, și-ar sfătui pe mulți care astăzi se chinuie ca să slăbească și eu tot felul de tratamente și tot felul de zea. Așa am pățit eu, dintr-o 102 kilograme, în 3 zile am ajuns la 63 de kilograme. În 3 zile. Fără să fac un efort, fără să fac, să trag de fiare, fără să iau o pastilă, fără să iau nimic. Dar Dumnezeu așa o rânduit, doar eu când mă duceam dimineața și mă spălam pe ochi și așa doar aveam oglindă. Să nu mă uit niciodată în oglindă, adică mi-o luat de minte. Nu mi-a aruncat niciodată privirea în oglindă, că dacă vedeam în ce stare eram, soția când venea la mine, o bușea plânsul și pleca și ajungea la urgență jos, îi făcea niște medicamente acolo și pleca acasă. Situația mea s-a înrăutățit puternic. Soția mea când a văzut care e așa, mercuri, s-a dus și a luat toți copiii și a intrat în zi de post, mercuri, joi, vineri, postul Esterac, de aia vreau să vă spun, foarte mult în toate încercările astea s-a practicat postul lui Estera și nu era ca obligațiune în casă lucrul ăsta, ci venea din partea copiilor, din cel mai multe ori din partea copiilor, hai să facem postul ăsta. Adică să nu mă înțeleagă cineva că la mine era lege și trebuia respectată. Dar dacă își lua hotărârea, eu trebuia să fac să-și o ducă la capăt. Asta era pentru mine, asta îmi venea în drept să fac. Și mă uscam cum se usucă iarba asta. Când îi seșită și se usucă așa, mă uscam de la o zi la alta. Soția, în a treia zi de post seara, dă un telefon la fratele păstor și îi spune: frate, uite, la un frate păstor și îi spune: uite, așa, 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 așa. Și atunci fratele ăla o încerca să se scuze: auzi, am o căsătorie, am doi bătrâni acum care le-am promis din urmă cu vreo lună de zile că iau parte la ceremonia lor, după ei, dacă m-a ajutat Dumnezeu, o să ajung. Dar n-o dat de înțeles că o să ajungă. Și soția atunci îi spune: auzi, frate, dacă soțul meu nebunește până atunci, dumneavoastră, la ce am vor mai vii să mai spui că Domnul Iisus iubește și toate lucrurile? Și-a închis telefonul, nu mai așteptat răspuns. Pe fratele ăsta l-au marcat foarte mult cuvintele astea, erau cuvinte de durere. Și sună telefonul înapoi și spune așa: cine e de servicii la chirurgie? Și-a spus că sora Mariana, era o soră pocăită. La ora 12 o să mai iau un frate prezbiter și mă duc la soțul tău. Și acum a închis păstorul telefonul, nu mai așteptat să mi-ai spui soție mea ceva. Nu, la ora 12 noaptea, dar eu în timpul ăsta, a venit un gând în mintea mea, știam că mor. De când m-a operat, știam că mor. Mi-era dor de copii, soția mea, ca să-mi aducă copiii la mine, trebuia să treacă prin piața centrală. Așa era traseul, să treacă pe acolo. Și acolo erau banane, erau portocale, erau toate. Și vă dați seama, după atâtea zile de post, după toate treburile astea, copiii-s copii, hai cu ăștia mai mari te înțelegi, dar cu ăla mic de 2 ani, de
un an jumătate, de așa, ăla nu știe, ăla bani în picior și să-i dai. E banii, nu mai avea nimic, niciun leu în casă. Eu aia 2 milioane, doctorul mie mi-a luat, ea nu mai avea nimic și motiva să ruga la Dumnezeu să ploaie. De fiecare dată când vinea la mine, să ruga la Dumnezeu să ploaie. Și când o întrebam de ce așa, dar nu vezi că plouă, n-am umbrele pentru toți. Nu vrea să mai încarce mie sufletul. Dar eu mă măcinam, știau că n-au de mâncare. Adică judecam normal, nu era să... Toate se întâmplau normal. În timpul ăsta doctorul o lua și-o pregătit cămașa de forță în cabinet la el. Și o să zic, dacă se întâmplă ceva cu mine, să mă lege în cămașa de forță și pe urmă să facă, că, să nu obor pe cineva. Sau... Ei se așteptau după atâta perioadă de lucru. Deci din cauza durerii. Da, din cauza durerii. Ei se așteptau să nebunesc. Asta era simptoma, prima simptomă care trebuia să iasă. Dar Dumnezeu avea în planul lui alte lucruri și nu a îngăduit să nebunesc. Nu a îngăduit lucrul ăsta. Vine fratele păstor și cu prezbiterul și era, vine asistenta, dar eu am trecut pe hol și m-am uitat la ușă, nu era nimeni. Și cât am făcut, 4 pași, o sunat suneria, că era la ușă o sunerie, și se duce asistenta și spune, noi suntem păstori din biserica, eu spus la asistenta ce e, asistenta fiind ortodoxă, înțeleg că-s preot. Și vine, mă ajunge, face domnul Turcu, te caută 2 preoți. Eu atunci când am zis că mă caută 2 preoți, dar ce caută popii la mine? Mă gândeam în mintea mea, ce caută popii la mine acum? Și vrea să te iei de vorbă cu dumneatale. M-am dus, era frață care așa, eu mergeam spre ei și frații se dădeau înapoi. Eram de nerecunoscut. Ei se dădeau încolo și eu mă duceam spre ei, se dădeau încolo. Când am văzut că ei se depărtează, m-au oprit. Și atunci s-au oprit și ei și atunci fratele păstor a spus, frate Turcu, crezi că Dumnezeu te poate vindeca și vrei să-ți facem ungerea cu un de lemn? Că soția mea a spus așa, chiar dacă nu crede soțul nostru, nu mai crede în momentele astea. Credem noi pentru el să vii să-i faci ungerea, știți? Asta a fost problema soției. Și eu am spus că cred. Putem să-ți facem ungerea? Da. Mi-a făcut ungerea, s-a rugat pentru mine. Au fost vreo 5 minute acolo de rugăciune. Atât. Am ieșit de pe holul ăla, am intrat pe holul spitalului și m-am dus direct în salon. M-am pus în pat și cu mine s-a terminat orice clișeu. Cu mine nu mai putea lua nimeni legătură pe cale pământească. Și prin aparate și prin orice nu se mai răspundea nimic. La mine era zero, tot. Oamenii care aveam în salon știind starea mea până atunci... Și deodată mi-au spus că am strâns genunchi așa, ca până la gură, așa am dus genunchi și așa a rămas. N-am mai făcut măcar așa un pic sau mai... Băi, și atunci s-au dus la stendă, doamnă, la 4-3 omul ăla a murit. Cum, da, acum? Doamnă, omul ăla a murit. Vine asistenta, nicio mișcare, nici nimic. Vine, îmi pune să-mi iei pulsul, zero, nimic. Singurul lucru care ei nu au putut să facă nimic a rămas la temperatura constantă. Adică nici nu m-am mai încălzit, dar nici nu m-am răcit. În timpul ăsta am fost temperatura n-o scăzut și n-o putut să mă iei să mă duc la morgă. Adică să mă declare decedat. Puls nu era deloc? Puls nu era nimic. Adică cu mine nu mai putea comunica prin nimic cu aparatele. Dă telefon la doctor, vine doctorul, vă dați seama, la 1 noapte acolo, toate în forfote, tot așa. Eu din momentul ăla am avut o viziune. S-o văzut, în fața mea era ca un puț, adică un fund de fântână. Și eu eram în fund, puțul era deasupra mea și deasupra acolo vedeam ca o rază de soare, când sare soarele dimineața așa strălucitor și frumos, așa răstura lumina aia acolo, așa se vedea deasupra. Și știam că trebuia să trec prin puțul ăsta, trebuia să trec sus, dar n-aveam scări, n-aveam nimic și totuși era distanță destul de mare. Și mă gândeam cum pot să trec, că știam că acolo sus trebuie să stau de vorbă cu cineva. Asta era în mintea mea, în toată viziunea asta. Și frământându-mă, cum pot să fac
Dar să vă spun, puțul, atâta puteam, nu puteam ridica mânul în sus sau ce. Exact cât mine, atâta. Intram în el și atâta, strâns era pe mine, nu puteam face să... Am simțit un vânt, ca un vântișor așa de primăvară, când vine vântișoarele alea calde. Știți, după răceala, așa vine vântișoarele așa frumos. Am simțit așa că a început să bată din partea stângă la mine și a început să meargă pe lângă mine, roată împrejur și să mă cuprindă. Când m-au cumprins tete părțile, căldura aia așa, adierea aia, ca un suflu a făcut. Și de jos m-a împins, vântul ăla, puterea aia m-a împins și suflul ăla m-a tras sus. Și am trecut de partea cealaltă. Acolo nu pot să descriu. Pe pământul ăsta, prin tete pe unde am umblat, nu pot să... N-am văzut culorile alea care sunt acolo. Culorile alea așa de vii. Un alb, cât de alb o fi aici? E murdar. Față de albul sau florile, ce culoare au acolo și ce miros și ce parfum au acolo. Nu. Orice parfum ar fi, cât de așa, acolo era o grădină. Era împrejmuită cu gard incolor. Dar nu puteai trece. Nu-l vedeai gardul, dar nu puteai trece. Era două porți care am intrat, s-au închis porțile, singure. S-au deschis, s-au închis. Era o alee care mă uita la mine cât de murdar sunt. Nu cutezam să calc pe ea așa străvezâu și așa steclea de frumos. Așa. Nu cutezai să mergi pe ea. Mi-era sâlă mie cum eram în starea care eram să pot să calc pe ce era acolo, pavajul ăla jos. Era trei rânduri de pom pe o parte și trei rânduri de pom pe partea aialaltă. Era mai mici, mai mari și mai mari. Venea un fel de trapez. Erau curățiți toți la linie. Rândul primul era o singură linie, a doilea iară și a treilea iară. Erau înfloriți și înfrunziți. Rod n-avea niciunul. Atâta era frunze și floare. Mirosul ăla, parfumul ăla de acolo, n-ai mai fi plecat niciodată de acolo, nu-ți trebuia mâncare, nu-ți trebuia nimic. Te hrăneai numai cu ce era așa, priveliștea aia și toate lucrurile. Și am mers până aproape la jumătatea aleii. La jumătatea aleii aud așa ca un fâlfâit de aripi. La noi la țară, cum le spune, nu vulturi ăștia, cum așa, că are ia mielul. Când venea, îmi lua în gheare mielul și pleca. Cam așa s-auzea un fâlfâit. M-am uitat într-o parte, m-am uitat în alta, n-am văzut nimic. M-am uitat în sus și am văzut așa ca o lumină, ca o săgeată. Așa, o lumină de sus, mică, se mărea. Și deodată o persoană îmbrăcată alb s-a oprit în dreptul meu. În fața mea de mers. Și a spus, oprește-te. Tatăl meu m-a trimis să-ți spun să te întorci înapoi. Și nu a rămas aici. Datorită rugăciunii soției tale, care l-a pus pe tatăl meu la încercare și a spus, Doamne, dacă tu acum nu lucrezi, credința ei e nimicită pentru totdeauna. Adică e ultima nădejde a ei acum. Și tatăl meu nu poate să nu răspundă asemenea rugăciuni. A copiilor tăi care strigătile au ajuns până la el, în care tatăl meu nu poate să nu răspundă rugăciunilor acestor copii, și a sfinților din toate patru colțurile a pământului, care în momentul acesta strigă pentru tine, ca să se împlinească lucrarea, ca să duce vestea pe la marile pământului. Înțelegeți? Nu eram cunoscut de nimeni. Eu nu aveam pe nimeni în afară să am o cunoștință, să spun, în altă țară sau ce. Nu aveam cunoștință pe nimeni. Și te întorci înapoi. Vă spun că m-am înturnat înapoi și mergeam ca un om încet, ca cum ar merge la moarte. Știi că moartea mea e încolo și o trage de timp, de timp, ca să numai să n-ajung acolo. Dar am ajuns. Cum am coborât, nu știu. Numai atât știu că am deschis ochii și era ora 12 ziua. La amiază. Copiii mei erau toți lacrimi. Soția mea era lângă mine. Medici, toți erau. Când am deschis ochii, s-au auzit tot atât un slăvit să fie Domnul.
Și medicul, minune dumnezeiască. Din momentele acelea, durerea mea a fost suportabilă. Adică știam, am o durere și m-am învățat cu ea, nu era peste puterile mele, dar era suportabilă. Lucrurile au derulat, au trecut. Am ajuns acasă, medicul mi-a spus că te externăm și pe urmă oriunde, la orice clinică vrei să te duci, la Târgu Mureș, la Cluj, unde vrei, îți dăm bilet de trimitere, dar nu te putem trimite din spital. Era o rușine pentru ei, problema asta să te trimită din spital. Am venit acasă, situația s-a răutățit, capul meu a crescut cât 3, mi-ajungea capul, trecea de umeri. Era niște lucruri foarte grele, o trecut vreo lună de zile. Soția mea, ca să mă scoată din apartament, a venit la mine așa de frumos, a vorbit cu mine și mi-a spus, ascultă, totuși este un timp, n-ai mai ieșit cu mine pe un oraș, nu conta la ea că ieșeam așa cum ieșeam, dar să mă scoată din închizătura aia mea, că eram închis, știam că mor și cu asta s-a terminat. Așteptam să vină moartea. Am ieșit în oraș cu soția, s-a uitat toți ca la lup, când vede ceva anormal. Soției mele nu-i păsa ce duceau aia. Merg vreo 100 de metri pe bulevard și mă întâlnesc cu un frate, care era, lucra cu mine la locul de muncă. Dă mâna cu mine, dă mâna cu soția și îți spune, Mariana, vreau să-ți spun ceva. Și atunci, ca orice bărbat, știi, am și luit urechile și eu să văd ce îi spune. Nu m-am gândit la... Dar am vrut să văd ce... Știi că Ghița are cancer. În momentul ăla am auzit cu urechile mele de la om că am cancer. Soția s-a uitat la mine, m-a făcut alcabarul și am spus, haideți, mergem acasă. Am mers acasă, soția mea a plâns. Mă durea pe mine inima când o auzeam în camera sealantă cum plângea. De ce nu o vegea? De ce m-a scos în oraș? Ea, în loc să-mi facă bine, mi-a făcut mai rău. Pentru nepriceperea fratelui respectiv. Postul este era necurmat, cum ar veni. Adică atât o zi între el și începe iară. O zi între el și începe iară. Așa s-o părândat toate astea 3 luni de zile. Cât o lucrat toată, o durat lucrarea asta până Domnul pe mine m-a vindecat. Nu erau bani. Îmi amintesc că atunci când eram în spital, mi-a venit fișa de plată de la mine și soția mai trebuia să mai pui încă 2 milioane ca să achităm datoriile care le aveam împrumutate din oraș. Eram omul care, dacă îți spuneam în data de ți-aduc banii, ți-aduceam cozi înainte. Soția era o impostură acum să nu mai facă lucrarea asta și își pierdea credibilitatea pentru tot timpul. Acum avea să s-o dus. Eu mor, s-o pus și plângea. Și era seara la ora 10, seara. Plângând, sună telefonul. Se duce soția la telefon, avea 2 gemeni, unul îl ținea pe genunchi și unul pe picioare. Știi, pe amândoi îi legăna cu fișa de plată în mână și plângea înaintea Domnului. Sună telefonul, se duce, era un frate din Canada și spune, auzi tu, de ce plângi? Da, așa, moldovenește-o luat-o cu vorba. Și soția face, știe Dumnezeu de ce plâng, calmă și liniștită. Știe Dumnezeu, dar știu și eu, auzi tu, eu am fost la rugăciune, uite, acum vin de la rugăciune. Dumnezeu a arătat la un frate o vedenie și mi-a dat numărul ăsta de telefon și a spus să vă rezolv problema voastră care o aveți. Eu nu știu ce problemă aveți, dar Dumnezeu așa mi-a spus să vă rezolv problema.
Și eu venind de la rugăciune, uite, am trecut la bancă și ți-am pus niște bani, numele soțului tău. Și soția face, soțul meu este bolnav și nu poate să meargă să ridice banii respectivi pe care spuneți dumneavoastră și mie nu mi-i dă, după câte am auzit, eu n-am scos niciodată, dar după câte am auzit la alte persoane, nu de la bancă decât la persoana care e trecută pe acte. O, nu-i nimic, uite, eu mă întorc înapoi și schimb pe numele tău, pe tine cum te cheamă? Și eu spus soția cum mă cheamă, aștept la telefon, a durat o jumătate de oră. Problema era în felul următor. Fratele, când au venit și au spus suma respectivă de bani, era exact ale 2 milioane, în dolari canadieni socotit, era ale 2 milioane care trebuia pus pe lângă banii mei care luam de la mine să achităm datoriile. Dar pentru mâncare și pentru asta nu era nimic în casă. Și când s-o turna înapoi, o mări suma. Pentru că așa o nădui Dumnezeu, că Dumnezeu când începe o lucrare nu o face așa de... Noi am fost oameni și totdeauna n-am spus nimănui cu cine confruntăm de când ne plecăm pe genunchi și spunem lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu trimite oamenii lui, noi suntem de plin încredințat că Dumnezeu lucrează. Așa am practicat și așa rog pe Dumnezeu și de aici încolo să mă țină la fel. Să nu mă schimb din problema asta. Am experimentat foarte mult pe Domnul așa și foarte mult m-am bucurat. A doua zi dimineață trebuie să ducă la Deva. Vine pe la mine la spital soția, îmi spune și se duce la Deva să ridice bani. Care ei? A fost mâncarea pe o lună jumătate la copii. Pus mai mulți bani. Așa. Și ce au spus fratele ăla când a venit a doua oară? O să așa, auzi, am uitat să-ți spun. Domnul a spus că soțul tău nu va muri. Pentru ei a fost o întăritură puternică, fraților. Acum... Eu îi urmăream, ei zicea la biserică, soția nu știa cum să mă mai scoată, să nu mai greșească o dată. Eu la copii, situația mea cum era, ca să nu să iei un microb, să nu ieșe, nu le îngăduiam să intre în cameră la mine deloc. Copiii, știi, în tătă ziua eram cu ei, acum de 3 luni de zile, nu puteau să vorbească cu mine, nu puteau nimic, vorbeau cu mama, plângeau, i-auzeam în bucătărie cum plângeam. Dar vrem la tata și vrem așa. Măi, dacă au spus că nu aveți voie, nu vă duceți. Îmi amintesc ultimul post pe care Dumnezeu a lucrat și a dus o divinitate lucrarea. A fost vineri, sâmbătă și duminică. Duminică copiii mei pleacă de dimineață de acasă. Eu am văzut că dacă nu era miros de mâncare în casă, nu era nimic. Eu nu... Dacă îmi dădeau un pahar de ceai și cum biscuite, asta era mâncarea mea multă pe zi mâncată. Și în vreme de 3 luni zile, cam asta a fost mâncarea mea. Nu ne accepta organismul. Chiar dacă vroiam, nu puteam. Și în urma lor, după ce s-au dus la biserică, duminică dimineața, m-a ridicat din pat. Adică mă puteam duce la baie, nu trebuia să mă îngrijească nimeni. M-am dus în cameră. Și m-am uitat și am văzut acolo o jumătate de kilogram de făină de porumb, un castronel de făină de porumb și un kilogram de caș de brânză. Am venit în cameră și am început să plâng și să spun, Doamne, dar de ce m-ai adus în starea asta? Știam copiii mei, n-au mâncat de 3 zile și asta le era mâncarea, după 3 zile de post, asta le era mâncarea. Stăteam și mă gândeam, eram neputincios, nu puteam face nimic, să adaug sau să... Am așteptat copiii să vină acasă la amiază după ce eu ieși la biserică, soția mergea cu ei prin familie, pentru că în ziua postului trebuie să te duci, să faci ce trebuie făcut, că așa spune Scriptura, ca postul să fie ascultat. Din puțântia lui la ce era acolo, mergea la văduvi, la orfani. În ziua aceea o cânta câteva cântări, pe unii s-au dus cu copiii, cu aceea, când s-au uitat la ceas, era timpul de biserică și au venit înapoi la biserică, nu mai veni pe acasă. La biserică a fost un har acolo, au venit niște frați și predicau Evanghelia și a fost un har peste biserică și s-au bucurat. Și era ora 9 seara și mă gândeam de ce nu mai vin copii acasă. Când mă gândeam eu așa, aud o chicoteală, că ei s-aud când urcă pe scara blocului imediat sau chicotesc, sunt ca copii.
Dar nu i-am mai auzit așa închiși, vesel. O trântit ușa la intrare, mamă sa, i-o planifica pe drum ce au de făcut, înțelegi? Și ei au venit direct la țântă și la subiect. Nu mai contat ușa mea că era închisă, o deschis-o, toți zâmbeau, o față atât de frumoasă, era ceva de necrezut, ceva care n-am văzut în viața mea. Așa o radiere și o liniște și o pace și o bucurie. Mă uitam așa, n-am putut să mai spun, mă, dar v-am spus să nu intrați în cameră. O intrat așa vreo 2 metri în cameră și o stat acolo, nu a intrat. Și între timp a ajuns soția mea. Soția mea a venit între ușă, între toc, și așa o față blândă și cum n-am văzut-o niciodată. Nici până atunci și nici de atunci nu mi s-a dat să văd așa o radiere. Și spune, copiii, gata, mergeți în cameră. S-a dus, am văzut cum a făcut mămăliga aia din făina aia, ceva care era la zi, nu? Adică nu era ceva care să fi fost, pentru ea era la zi problema. Știa că e brânza aia, e mămăliga aia, împarte la tot și asta s-a terminat. Aia era ceva de obște. După ce o gătit mămăliga, au răsturnat-o, o pus brânza într-o farfurie, așa că nu era aia bucata aia de caș, de un kilogram, așa, un kilogram de caș era. Și vine la mine și spune așa, ascultă, prima dată am eșuat, dar de data asta nu mai eșuez. Dar așa blând mi-a spus, nu mi-a spus pe ton, pe amenințare, sunt blând. Acum eu știam ce urmează, că mă invită la mâncare. Copiii, de 3 luni de zile nu te-au mai auzit rugându-te pentru mâncare. Și în seara asta vor să te audă. Te rog. Nu puteam să spun, dar vezi că când o voce atât de frumos și atât de... Nu poți să nu răspunzi, chiar dacă ești terminat la pământ, tot cauți să satisfaci lucrul respectiv. M-am dus în bucătărie, știam că trebuia să mă rog. Știu că mi-a ridicat mâinile amândouă și am spus, Doamne, te rog să binecuvintez. Și în momentele alea am simțit cum ar fierbe o oală cu apă pe aragaz. Bagi mâna în clocotul ăla, o scoți afară și apare usturimea aia puternică. Așa am simțit o fierbințeală când mi-a intrat pe dezi la mâini, mi-a intrat pe cap și a ieșit până pe vârful dezii la picioare. A fost, cum să spun, 20-30 secunde a fost toată lucrarea asta. Am deschis ochii, pe masă era ciorbă, în niște farfurii strălucitoare și două boluri strălucitoare și brânza aia și mămăliga era în altele farfurii, în farfuriile noastre care erau puse pe masă. Dar ciorba aia ieșea abur din ea, era ora 10:30 seara, ușa apartamentului era închisă, încuiată, nu a putut să intre nimeni în apartament. Am mâncat cu toții, ne-am săturat, s-a terminat tot, nu a rămas nimic. Supa respectivă, brânza, mămăliga. În momentul ăla când am deschis ochii, primul lucru a fost, am pus mâna așa. Și cum mi-a crescut acum părul pe cap, așa era crescut părul acolo, tot era la loc cum a fost înainte, fără să se cunoască, fără nimic. La clipeală de ochi, crescut păr, capul tras înapoi, normal, 102 kg. Asta a fost în timpul rugăciunii? Da, în timpul rugăciunii așa, de câteva secunde, adică de un minut jumătate. Au fost toate transformările astea. Și supa care v-am spus, și atunci eu am luat cu soția, am spălat vasele, le-am pus în dulap, în bucătărie și am spus, cine vor veni la noi, vom arăta ce vasă ne-a trimis Domnul. Că în comerț nu se găsește așa ceva, nu pot să găsesc așa ceva. Dar spre surprinderea noastră, dimineață când ne-am trezit, cine le-a adus, le-a luat înapoi.
Dulapul era gol și nu mai era nimic. Mă duc la rugăciune. După ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, după ce Dumnezeu a lucrat, m-a ridicat, am mărturisit și mărturisesc pe unde trec lucrările lui Dumnezeu. Mă duc la rugăciune și cuvântul Domnului vine și acum ne vorbește la amândoi. Nu mai vorbește mie, nu mai vorbește soție, ne vorbește la amândoi. Ascultați cuvântul Domnului. Așa am început lucrarea. Iată, voi face în casa voastră o lucrare cum n-am mai făcut. Și atunci s-a depărat în mintea mea, soție vindecată de cancer, copil bolnav de plămâni, căzut din terasă, eu vindecat de cancer, în stare care am fost. Și acum o lucrare cum n-a mai făcut-o Domnul în casa noastră. Vă dați seama, s-a zbârlit părul pe cap, așa, pe mine au început să mă treacă niște fiori. Când am auzit, dar era cuvântul Domnului, nu puteam. La o lună de zile, maxim, se împlinea și lucrarea. Soția mea o având niște emoragii puternice, m-am dus cu ea la medic, fata fiind la Cluj, i-a spus că, mamă, uite, avem un profesor doctor pocăit baptist la Cluj aici, i-am povestit starea mea tale, să vii să te vadă și să vadă de unde ceva este, să vadă. Asta o vorbim cu o săptămână de zile înainte. Eu sunt mamă, sau uite, în data de să vii, să așa. Eu la vreo trei zile după ce au spus răspunsul ăsta, mă duc la mine, mă duc la șut. Ajung în curtea mine, am căzut jos și m-am trezit în spital. Singur într-un salon, păreț alb, acolo m-am trezit. Din toată, fără să am o simptomă, fără să am o nimic, înțelegeți? Mi-au făcut analizele. Doctorița de la contagioasă, că la contagioasă m-a internat, mi-a făcut analizele, șoșoteau doctorii între ei, am simțit că e ceva. N-aveam liniște, doctorița venea, domnul Turcu, o să te faci bine, o să încercăm tratamentele care le avem. O luat-o pe soția mea și a spus, dacă dumneatale te duci la Cluj, ar fi bine să ieși soțul dumneatale cu dumneatale. Sunt niște lucruri pe care pe noi ne depășesc, au alte aparate acolo, au alte lucruri și nu vrem să dăm greșeli, tată la atâția copii și nu vrem să facem noi o greșeală care să ne tragem cu mâna de tot timpul de cap, să avem remușcări. Ar fi bine să luați și soțul la Cluj. Uite, îi dăm trimitere din spital, îl trimite în direct. Și vă dăm salvare de aici, vă dăm tot. Nu, soția sună fata, uite s-a întâmplat cu tata, uite așa. O, nu-i nimic, că am vorbit cu domnul profesor și a spus că este altul profesor la interne și dumneatale vii sus, el o să fie la interne. Mă duce cu salvarea, când m-a văzut ăla, internare, numai atât, s-a uitat la mine, internare, nici nu stăm de vorbă. Dincolo știam că trebuie să fac operații, la soție trebuie să-i fac operații. Eu am fost internat la interne și toți eu am fost internat la chirurgie. O lucrare pe care Domnul nu a mai făcut-o niciodată. Adică, când eu am fost bolnav, soția mea a fost între copii. Când soția mea a fost bolnavă, a fost între copii. Acum gândiți-vă, 16 copii acasă, 2 vaci, un cal, porci, păsări, 16 copii fără niciun părinte. O lucrare pe care Domnul nu a mai făcut-o niciodată în cortul nostru. Acum era împlinirea ei. În timpul acesta, doctorul mă întreabă, mă interoghează și spune, ascultă, ai mai fost internat, ai mai fost așa? Da, uite, am mai fost internat acum o jumătate de an când am fost vindecat de cancer. Am fost internat și așa. Poți să-mi dai și mie ieșirea din spital? Da, ieșirea din spital. Ai rezultatul la biopsie, că văd că aici scrie o biopsie făcută. Ai rezultatul la biopsie? Da, că pe urmă medicul mi-a dat rezultatul după ce m-a vindecat Domnul, mi-a dat toate hârtiile și bucuros că a scăpat așa.
Și o să că atunci, de atunci oricine se internează în spital îi face două ori analizele odată. De două ori îi face analizele, ca să fie el sigur că... Așa a fost, de la Domnul, problema asta, nu că a fost el inconștient. Când îi dau rezultatul la biopsie, îl citește. Și acolo tot se opreau, orice medic mi-a citit mie rezultatul ăla, se opreau într-un loc acolo. Și face, domnul Turcu, dumneatale știi cine a făcut biopsia asta? Eu în persoană și pe mine niciodată nu m-a făcut nimeni mincinos până acum. Și eu acum sunt mincinos față de dumneatale. Domnule, dumneatale știi ce ai avut acolo? Da, știu că am avut cancer. Știi că cancerul ăsta a fost în ultima, dumneatale, în câteva luni trebuia să fii curățit de pământ? Și acum te văd în carne și oasă aici? Ceva e neregulă, nu. Mâine te bag la toate aparatele mele care le am. Să nu mănânci și te bag acolo. A fost un calvar pentru mine. Mă băga așa ca niște cuptoare de sticlă. Fierbințala acolo, ziceai că te prăjește acolo, curgea apele de pe tine, era ca în saună. Dintr-unul mă scotea, în unul mă baga și tot așa a fost de dimineață la ora 8 până după masă la ora 4, o trebuie să trec prin toate lucrările astea. Și vine și spune a doua zi, vine și îmi spune, auzi, nu ai zăranii de cancer în trupul tău, dar acum s-o opri deodată, știi? Poate dacă nu-și dădea seama, îmi spunea. S-o opri cum s-o oprea, știi? Și alt cuvânt n-am mai putut afla. Atunci mi-a dat de înțeles că starea mea e critică acum. Doctorul a chemat pe fată, i-a spus că să vorbească cu neamurile, cu toți, să-mi pregătească secriu, să-mi pregătească tot, că ei mă țin sub aparate până și ei dă drumul la soție. Și după aia... cum ajung acasă mort. Aveam ciroză în ultimul grad, nu mai interferon, m-a încercat să-mi facă interferonul care să încerce, mă bușă sângele și pe nas și pe gură când mi-a făcut prima injecție. Nu, altceva nu avea cu ce și ei acum mă ținea niște perfuzii, îmi băga niște perfuzii maro. Așa erau. Soția mea a operat-o, Dumnezeu, s-o atins de ea și, ei bine, și în ziua de astăzi, pe mine m-a trimis acasă, dar ceva interesant. Mi-a dat să mă duc la control după 6 luni. Un om grav îl chem la control după 6 luni. Și nu mi-a dat un medicament, o pastilă, ca să zici că îmi dă o pastilă, o rețetă. Era de, dar noi n-am înțeles, noi dacă n-am trecut, acum dacă ar trece cineva pe lângă noi, noi știm acum care e problema. Dar noi am trecut pentru prima dată în lucrurile astea și n-am știut ce, dar medicii care așa au știut care e problema. Odată ce Clujul nu îți dă nicio pastilă, noi nici atât. Poate îți dăm un avocalmin și atât, multă sănătate. Am venit acasă, mi-era rău, nu puteam mânca, nu puteam nimic. În timp în spital, dau telefon acasă, că aveam telefonul mobil, aveam la mine. Și ce credeți, îmi răspunde o fetiță de 6 anișori, era în clasa 1-a. Și o întreb, pe ea o cheamă Estera, dar noi îi spunem Alina. Alina, ce faci? Și am zânțit prin telefon cum a bușit-o plânsul. Și atunci eu continui, cum e fără tata și fără mama acasă? Ofta la telefon și îl spunea, tată, e ca o pădure mare, vine noaptea și ne-a rătăcit în ea și nu mai știm pe unde să ieșim. Așa e fără voi. M-au pus lacrimile și în momentul ăla a venit doctorul. Profesorul doctor a venit în salon și a spus, dacă continui așa, telefonul ți l-am luat. Păi eu degeaba fac, tu faci un infart, mor aici și eu ce fac? M-au bagicurit. A fost o nădușală așa în mine, în lăuntrul meu, dar după ce a plecat tot am plâns, că n-aveai cum să nu, când auzi un copil să-ți spună, niciun om mare nu-i vine în gând să spună asemenea lucruri, dar el care îți spunea. La noi acolo au venit niște frați, fratele Sărmășan,
un prezbiter de pe Albinia. Domnul i-a trimis noaptea, într-un vis o avut și când a venit pe la niște bolnavi, a venit și pe la noi. Și ei au vrut, ei au pus partea Domnului de un an de zile, au pus-o deoparte. Și cerea de la Domnul să le arate unde s-o dea ei. Să fie de plină încredință, că o mai dat și în stânga și în dreapta și au făcut. Și le-au părut rău. Și odată și le-au părut rău, mai bine nu. Și acum Domnul le arată pe noi. Și ei, ca noi să nu ne prindem ce aveau ei de plan, ne-au spus așa: când vă dă drumul din spital, noi avem mașină și vă ducem noi acasă. Ei au vrut să vadă o casă lăsată pe mâna la 16 copii, cum arată după 2 săptămâni de spital, și au vrut să vadă cu ce ne confruntăm noi acasă. Eu încă o dată vă spun, n-am spus la nimeni, eu nu am mașină de spălat, eu nu am aia, niciodată nu m-am plâns și nu mă poate condamna nimeni că le-am spus vreodată lucrul ăsta. Și a venit vremea, ne-a dat drumul de spital, noi am dat telefon acasă și am spus să faceți mâncare, că venim cu familie. O făcut o supă de pasăre, o tăiat o pasăre, o fost mirat, curățenii, bec și îngraș, spălat, vasile le-au băgat în jiu și le-au spălat seicăs. Tot curățenie și întreabă pe copii: pe cine ați mai avut cu voi în timpul ăsta? Și am o fată mai, care era mai, avea, atunci avea vreo 18 ani. Pe Domnul Iisus l-am avut. Am văzut că îl dă lacrimile și s-a dus în baie. Când s-a dus în baie, era un morman de rufe, muiate. O tată, după ce ați plecat, mi-a spus fata, în timp cât fratele se era în baie, și așa m-a luat deoparte și mi-a spus: a fost o cădere de tensiune, că tot ce ai avut în priză, tot s-o ars. Frigiderile n-au mai mers, mașina de spălat n-a mai mers, fierul de călcat n-a mai mers, nimic din ce am, cuptorul cu microunde, tot, nimic ce a fost electronic băgat în priză, congelator, tot, n-a mai mers nimic. Când am auzit lucrul ăsta, să cad. Vă dați seama, bolnav, că aveam ciroză ultimul grad, aud toate problemele astea, să cad jos. Dar m-am stăpânit, fratele a ieșit din baie, nu a zis nimic. Eu m-am dus eu în baie și când am văzut ce e acolo, mormanul ăla de rufe, am zis: mă, ce rușine pe noi. Dar fratele înțeleg, frate, ceva magazin de electrocasnice, pentru că caut o piesă. Ai pe aici, pe zonă. Ne-am pus, am mâncat. Nu-i vine să creadă că supa aia e făcută de un copil. Dar era făcut ca de unul de un mare. Și spune: mă duci până la magazinul ăla. Eu o să plec, trec pe la magazin să văd dacă are piesa respectivă. Eu plec, numele tale vin înapoi acasă. Și bun, l-am luat, o să vreo oră jumate o să la noi. L-am dus la magazinul ăla. Era cel mai mare magazin din oraș de electrocasnice, de astea electronice. Eu n-am știut ce face el. El a intrat în magazin, s-a uitat pe acolo, a întrebat de o piesă, a întrebat, că știu că nu este, a întrebat, ne-am coborât, am dat mâna, eu nu m-am uitat că el o porni cu mașina să se duc, sau nu, o coborât la mașină, eu m-am luat-o printre blocuri pe aici și m-am dus, dar el între timp, nu a urcat în mașină, a venit apoi la magazin, o cumpărat, cuptor cu microunde, ladă frigorifică, frigider, mașină de spălat automatică pentru prima dată acum în 2003. Pentru prima dată am avut mașină de spălat automatică în casă, la atâția copii. Fier de călcat. Tot ce a fost electronică, tot așa. A doua zi dimineață, ies cu copiii să-i duc la poartă ca să ducă la școală. Pe la ora 8, o fără 10 și copiii. Și vedem pe stradă venind, că la noi vine strada așa, treci pe un pod și pe un vine la noi. E un fel de cârlic. Și apoi tu vezi partea cealaltă și până ce ajunge aici tot durează să treacă pe strada și merge la mină, știți? Acolo e o intersecție.
Mă uitam soția și era o mașină, un papuc din ăsta, plin. Cu frigider, cu toate astea și-o face soția. Băi, cine e bogat? Tot bogat rămâne, uite, alea merg la o casă. Și face soția, cum ne-ar trebui și nouă așa ceva? Am discutat problema asta și mașina a oprit și la poartă la noi. Mașina aia a venit o dată, prin la poartă la noi. Aici stă familia Turcu și numărul de adresă și așa. Da. Uite, v-am adus, așa. Domnule, știind că pe mulți o aduși pe m-au luat triplu de pe ei bani, așa, domnule, nu, noi n-am plătit nimic și noi nu luăm nimic. Șoferul dădea să dea aia la jos, eu nu-l lăsam, îl împingeam înapoi. Până la urmă șoferul a tras mașina lângă poartă și l-a lăsat lângă gard. În gard așa, o lăsat ladă frigorifică, frigidier, adică cu 7 săltare, frigidier normal, cuptorul cu microunde, mașina de spălat, fierul de călcat, cam astea au fost toate. L-a lăsat jos, acum eu nu puteam să ridic, nu puteam nimic, eram umflat tot așa, nu puteam nimic. Soția cheamă un vecin și l-a dus în casă, l-a băgat în priz, ne-a dat factura, factura era făcută pe numele nostru, dar nu era scris acolo cine. Și atunci ne-am dat noi cu seama, frații ăștia au făcut treaba asta. Și adică Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a trecut prin foc, dar nu ne-a lăsat aici, ne-a binecuvântat și a rămas binecuvântare pentru noi. Și așa am ieșit biruitor în problemele astea. Și cu sănătatea, cum s-a rezolvat? Problema a fost în felul următor. M-am dus acasă, nu puteam mânca. Ciuguleam și eu câte un pic. Un pic de pâine, un pic de aia, dar nu puteam mânca. Și soția la 6 luni, că și ei la 6 luni i-au spus să vină la control la doctor, dar ei i-au spus, tu te duci și la medicul ginecolog de acolo, i-au dat o trimite pentru medicul ginecolog la 2 săptămâni, la tot, ea umbla regulat la medic, înțelegeți? Ca să nu o poarte pe drum la Cluj, să nu dea ceva de gândit în toată problema. Și ea la 6 luni trebuia să facă un ecograf aici, pentru că ecograful care l-a făcut în vale la noi, acolo în localitate, în Petroșani, bătea cu ăla la Cluj. Și atunci au spus, ca să nu mai stai aici să-ți mai fac eu ecograf, la 6 luni când vii, vii cu ecograf făcut de acolo. Ca să văd eu cum o evaluat toată problema la operația care ți-am făcut-o. Și soția era cam vreo... Mai trebuia o săptămână să se împlinească 6 luni. Și o spus, mă, omule, n-ar fi bine să faci tu un ecograf. Dar înainte, cu 2 zile, înainte de a veni propunerea asta din partea soției, dimineața la ora 7, un om al lui Dumnezeu, un bătrân din Petroșani, o veni și suna la sunerie. Și soția, când s-a dus la poartă, am venit să fac o rugăciune. Acum soția nu s-a sculat copiii din casă. Nu, cum e dimineața. Dar dacă a venit să fac o rugăciune, nu putea. Știa că e vas de lucru, știa că Domnul vorbește pe el. Și acum se gândea, mă, dacă Domnul are ceva să ne științează, eu acum nu... Haideți, frate! Și vine și mă, eram treaz, că eu nu puteam dormi noaptea, nu puteam nimic. Așa, stăteam ca... Și când au venit, ne-am pus pe genunchi, ne-a rugat și iasă cuvântul Domnului, ascultă, bărbatule, acum am schimbat un mădular în trupul tău și ai schimbat pentru totdeauna. S-a terminat. Ne-a ridicat de pe genunchi, mi-a venit o foame, o foame, frate, că foame. Și nu aveam în casă decât niște sarmale făcute și era o farfurie plină cu sarmale, în care, nu, era împărțit pe toți copiii. Și i-a spus la soție, zintea ei mâncare. Soția a spus că nu, trebuie să-mi facă niște cartofi, să-mi facă ceva mai... Eu, între timp, cât ea vorbea cu fratele, cât așa, eu am trecut pe acolo și una, două, am mâncat toate sarmalele alea, frate. Toate sarmalele alea. Cât au fost, 20-25 sarmale, toate le-am mâncat. N-am apucat să mă șterg bine pe la... Și soția, când m-a văzut, a văzut un pic de pe la gură că am mâncat ceva gras. Și a zis, n-ai mâncat sarmale cumva? Le-am mâncat pe toate. Omule, ce-ai făcut? Direct în spital acum te duci. Și n-am avut nimic.
Dumnezeu, dacă a spus că o schimba mădularul, l-a schimbat din momentul ăla. Ca să-mi arate că n-am avut. Și la o săptămână m-am dus și am făcut ecograf. Când m-am dus la doctor Teodorescu, care era cu ecograful, când m-a văzut, că el mi-a făcut ecograf când am plecat la Cluj, el o știu ce aveam, când m-a văzut, a spus, doamna Turcu, vă supărați dacă îi fac ecograful prima dată soțul dumneavoastră și apoi dumneavoastră? Nu, soția era curioasă să vadă ce mădular mi-a schimbat domnul. Că așa a spus că am schimbat un mădular pentru totdeauna. Și erau vreo 20 de persoane înainte acolo. Doctorul ne-a chemat în cabinet, am pus acolo, a început cu mouse-ul ăla să facă toate. O făcut aici, cred că vreme de 5 minute, tot numai aici, tot așa. Și când a izbit odată de perete, bucata aia de plastic cu care mă consulta, s-a făcut țăndări. Și a spus, e imposibil. Domnule, ce două lucruri care nu le-am făcut în viață. N-am mințit pe nimeni și n-am stricat casa nimănui. Atât două lucruri n-am făcut în viață, în coltete le-am făcut. De astea două lucruri nu le-am făcut. Și tu mă faci mincinos acum pe mine. Și eu fac, domnul doctor, de ce? Spune ce ai mâncat. Domnule, nu am mâncat nimic, dar tu ce s-a întâmplat? Uite, în urmă cu două zile, nu știu, dumneavoastră credeți în proroci, să știți că nu-s vrăjitori și nu-s, ei am explicat. Proroci sunt proroci și vrăjitori și cu astea sunt cu totul altceva. Uite, a venit la mine tot dimineață un bătrân și mi-a spus că așa vorbește domnul, așa, 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 așa. O stat așa și m-a ascultat. Și a spus că să știi că numai Dumnezeu ăla poate face așa ceva. Altcineva nu. Dumitale ai avut ciroză în ultimul grad când te-am trimis, omule. Dumitale maxim o săptămână, atât era viața dumitale. După medicina care îi. Și dumitale vii după 6 luni de zile în viață, frumos, că acum nu s-a întâmplat nimic. Pentru noi ceva. Mi-a făcut ecograful când mă duc la Cluj. Pentru că doctorul ăsta era căutat mult. Adică era un doctor bun și avea mulți acolo. Era un coridor de vreo 20 de metri și era plin de oameni. Și eu când am ajuns în colțul coridorului, profesorul doctorul a ieșit și el cum avea ochii, ochelarii și așa pe nas lăsați, numai deodată văd că îi pune la ochi și se uită odată așa și face, domnul Turcu? Și am spus că da. Te rog frumos, imediat în cabinet. Acolo în cabinet avea 20 de studenți din ăștia. Și li-a explicat despre steatoza hepatică. Ce înseamnă în limbajul medical, ciroză și toate lucrurile astea. Și eu am și lit urechile să văd ce e, că mie e steatoză, mi-a scris pe lucrul ăsta. Și când au văzut, auzi copiii, alt dată discutăm subiectul ăsta. Vă rog frumos. Și au ieșit toți din cabinet și a rămas cu el. Aceeași poveste a făcut cu mouse-ul ăla care m-a... Așa l-a izbit și profesorul ăsta. Și a zis, domnule, e pentru a doua oară când dumneavoastră pe mine mai faci mincinos. Eu pentru dumneavoastră nu m-am niciun cuvânt, ci am felicitări. În Dumnezeu ăsta care te încrezi tu, să stai zi și noapte, încoate și în genunchi, zi și noapte să-i mulțumești. Pentru că au avut milă de tine și o casă de copii nu a lăsat-o de izbeliștea nimănui. Au tată și mamă. Cu acest răspuns am venit de la Cluj. Așa a fost vindecarea mea. Deci Dumnezeu a schimbat ficatul. Da, ficatul a schimbat. Toate astea au fost... O parte din ele. Ele ar fi mult mai multe, dar o parte din ele... Dar au fost încercări care v-au apropiat de Dumnezeu, da. Nu v-au îndepărtat de El. Nu. Toate aceste lucruri m-au apropiat mai mult și mai profund ca să depind de Dumnezeu. Eu pentru ziua de mâine depind de Dumnezeu. Înțelegeți? Depinde de Dumnezeu. Și în cuvântul ăsta ai spus tot.